Stimați colegi, una dintre cele mai frumoase zile din acest an, la mulți ani doamnelor, arată înflorit Senatul. Haideți să înflorim și noi cu ordine de zi lungă. Din 136 senatori suntem prezenți, 105 astăzi. Ședința este condusă de vicepreședinte Cazanciuc, asistat de domnii Ganea și Mario Ovidiu Oprea. Stimați colegi, ordinea de zi a fost distribuită. Dacă sunt comentarii la ordinea de zi, propuneri, domnul Goțiu, vă rog. Bună ziua! Am o propunere de suplimentare a ordinii de zi la secțiunea a doua, aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea și adoptarea unor inițiative legislative cu propunerea legislativă B72/2020. E vorba de o scăpare în ședința biroului permanent din 24 februarie. A fost supusă la vot, a fost aprobată în birou permanent pentru a fi înscrisă pe ordinea de zi, nu s-a înscris atunci, apoi au fost alte ședințe și probabil a scăpat. Propunerea e de a fi la punctul 17, secțiunea a doua. Mulțumesc! Da, domnul Goțiu, propunerea dumneavoastră nu are încă toate avizele, de aceea nu a intrat pe ordinea de zi. Nu este nicio fel de scăpare, pur și simplu nu are avizele. Da, doamna Presadă, vă rog, microfonul 2. Mulțumesc mult. În primul rând aș vrea să mulțumesc pentru momentul și gestul de apreciere arătat colegilor dumneavoastră. Mă adresez aici domnilor senatori. Și în al doilea rând aș vrea să ne aducem aminte de adevărata semnificație a zilei de 8 martie, care este o zi în care noi trebuie să ne aducem aminte de faptul că femeile au luptat pentru drepturile pe care le au acum. Și dincolo de flori și de cuvintele frumoase, femeile așteaptă respect și așteaptă demnitate. Respect pentru ceea ce sunt ca ființe umane și apoi respect pentru ceea ce sunt ele aici în calitate de alese, colegi ale dumneavoastră. Și pentru că vorbim despre Senat, iată una dintre camerele Parlamentului, mi-aș plăcut să văd din partea colegilor care de-a lungul anilor au avut declarații sau remarci sexiste sau misogine, să văd că vin aici și spun, doamnelor, îmi pare rău, nu o să se mai repete. Acestea sunt lucrurile pe care le așteaptă femeile, pe lângă flori și alte gesturi galante. Am vrut să spun acest lucru, să ne aducem aminte de lucrurile care se întâmplă aici, de faptul că mai avem foarte multe lucruri de făcut, suntem decidenți, suntem oameni politici, iar femeile din România au nevoie de legi care să le susțină în ceea ce își doresc ele. Încă este nevoie de brățare electronică, este nevoie de servicii sociale, este nevoie de servicii publice de suport pentru membrii familiei și alte multe lucruri. Așa că vă rog să vă aduceți aminte de semnificația adevărată a zilei de 8 martie, este despre drepturi și femeile din România încă mai au de luptat pentru ca ele să fie respectate. Mulțumesc, doamna senator Presadă. Cel puțin în numele bărbaților de la tribună vă dau dreptate și sunt absolut convins că cei care au făcut la un moment dat declarații poate nepotrivite în spațiul public și au cerut scuze, măcar în particular. Cu acestea fiind spuse, stimați colegi, vă supun votului ordinea de zi așa cum a fost distribuită. Vă rog să votați.
90 de voturi pentru ordinea de zi a fost aprobată. Dacă sunt colegi care votează fără calteră pe ridicarea mâinii? Nu sunt? 1. Domnul senator Iliescu. Mulțumesc. La punctul 1, secțiunea 1, avem aprobarea programului de lucru pentru această săptămână. Luni 9 martie 16-18 lucrăm plenul Senatului. 18-15-19-45 întrebări, interpelări, răspunsuri. Marți, 10 martie, lucrări în comisiile permanente. Miercuri, 11 martie, lucrări în comisiile permanente. Joi, 12 martie, ora 9-16, lucrări în comisiile permanente. Ora 16, ședință comună a Senatului și Camerei Deputaților. Vineri, sâmbătă, 13-14 martie, activități în circumscripții. Dacă sunt intervenții, dacă nu, supun votului programul pentru această săptămână. Vă rog să votați. O sută de voturi pentru, o abținere. Programul de lucru a fost aprobat. La punctul 2, secțiunea 1, stimați colegi, avem procedura de urgență pentru dezbaterea și adoptarea unor inițiative legislative. Prima dintre ele, modificarea articolului 60 din legea 227 din 2015 privind codul fiscal. Dacă dintre inițiatori susțin procedura de urgență, nu. Mergem mai departe, următorul punct. Modificarea și modificarea legii 286 din 2009 privind codul penal și a legii 135 din 2010 privind codul de procedură penală și a legii 254-2013 privind executarea pedepsilor și a măsurilor privative de libertate. Avem inițiator, procedură de urgență. Vă rog, domnul senator Gorghiu, microfonul 2. Mulțumesc. La punctele 2 și 3, procedură de urgență, fiind inițiator, o să-i rog pe colegi să accepte derularea acestei proceduri, fiind niște proiecte cât se poate de importante. Mulțumesc. Punctul 3, e vorba de legislația privind monitorizarea electronică în cadrul procedurii judiciale și modificarea și modificarea unor acte normative. 2 și 3, da. Pentru punctul 2, codul penal, procedură penală, executarea pedepselor, vă rog să votați. No. 98 de voturi pentru, o abținere, aprobat. Punctul 3, e vorba de monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale. Vă rog să votați. ...97 de voturi pentru, o abținere, aprobat. Punctul 4, propunerea privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional Mihail Cogălnicianu. Dintre inițiator, domnul Moga, microfonul 4, vă rog. Vă rog, susținem procedura de urgență pentru punctul 4. Stimați colegi, supunem votului inițiativa domnului senator Moga, vă rog să votați. ...97 de voturi pentru, nici o abținere, nici un vot împotrivă. Punctul 5. Modificarea și completarea OUG 10/2017 privind stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii. Inițiatori? Da, vă rog, domnul senator Radu Obra, microfonul 3. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Susțin urgența. Este vorba de grila de punctare pentru Startup Nation ediția a treia. Cred că este un program extraordinar de necesar, mai ales în aceste momente.
Să punem votul inițiativa domnului senator Oprea. Vă rog să votați. ...93 de voturi pentru, 3 abțineri, aprobat. Punctul 6. Propunerea privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult. Avem inițiatori? Nu. Punctul 7. Modificarea și completarea legii 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor. Inițiator, vă rog. Microfonul 3. Doamna Silistru, da. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Solicit procedură de urgență, având în vedere că este absolut necesar punerea în acord cu legislația Uniunii Europene în ceea ce privește înregistrarea și omologarea soiurilor de plante. Mulțumesc. Stimați colegi, să punem votul procedura de urgență în cazul intervenției doamnei Silistru. Vă rog să votați. Unul votul pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Aprobat. Punctul 8. Propunerea privind numirea managerilor și specialiștilor în Consiliul Administrației a regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice, ori ale altor societăți comerciale, inclusiv ale băncilor. Inițiatori? Nu avem. Punctul 9. Propunere pentru modificare și completare a legii 227 din 2015 privind codul fiscal. Inițiatori? Nu. Punctul 10. Propunerea privind regimul arii naturale protejate urbane și conservarea biodiversității urbane. Inițiatori? Nu. Punctul 11. Propunerea privind camerele pentru agricultură, industria alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală. Nu. 12. Propunerea pentru modificare și completare a legii 296/2004 privind codul consumului. Nu. Punctul 13. Propunerea pentru modificare și completare a ordonanței guvernului 99/2000 privind comercializarea serviciilor de piață. Nu. Punctul 14. Propunerea pentru modificare și completare a legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe teren aparținând domeniului public sau privat al statului, ori UAT-urilor. Da, vă rog, microfonul 2. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să aprobați procedura de urgență pentru acest proiect de lege, pentru că știm cu toții cât de multe rable sunt pe spațiu public și acestea reprezintă un focar de infecție și un pericol pentru circulația publică. Mulțumesc. Da, mulțumesc, stimați colegi, să punem votul inițiativa domnului Folcoi. Vă rog să votați. ...92 de voturi pentru, o abținere, aprobat. Punctul 15. Propunerea pentru modificarea legii 129 din 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Nu. Punctul 16. Propunerea pentru modificarea și completarea prevederilor legii 208 din 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea AEP. Nu. Am încheiat procedurile de urgență. La punctul 3, secțiunea 1, avem o notă privind adoptarea tacită prin împlinirea termenului pentru dezbatere și adoptare la 1-3-6-7 martie 2020 a următorilor inițiative. 1. Proiectul de lege privind aprobarea OUG 5/2020 pentru modificarea și completarea OUG 4.3 din 2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, L15/2020. Punctul 2. Proiectul de lege privind aprobarea OUG 6/2020 pentru modificarea și completarea OUG
77 din 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea legii concurenței 21/1996 și pentru modificarea și completarea articolului 15 din legea concurenței 21/96, L16/2020, punctul 3, proiectul de lege privind aprobarea OUG 8/2020 pentru modificarea și completarea legii 145/2019 privind statul polițiștilor de penitenciare L61/2020 și punctul 4, proiectul de lege privind aprobarea OUG 9/2020 pentru aprobarea programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolar și elev din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat L62/2020. Inițiativele se consideră adoptate prin împlinirea termenului în conformitate cu articolul 75 alineatul 2 teza 3 din Constituția României, corporat cu prevederea articolului 76 alineatul 2 din regulamentul Senatului și urmează a fi transmise Camerei Deputaților spre dezbatere în calitate de cameră decizională. La punctul 4, secțiunea întâi, stimați colegi, a ordinii de zi, avem proiect de hotărâre privind consultarea Parlamentului Național conform protocolului numărul 1 din Tratatul de la Lisabona. Proiectul se regăsește în format electronic pe pagina de internet a Senatului. Din partea Comisiei pentru Afaceri Europene, vă rog, microfonul 7, doamna senator Crețu. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Este vorba, așa cum știm cu toții, din decembrie avem o nouă Comisie Europeană care, conform normelor, și-a publicat la începutul lunii februarie programul de lucru pentru acest an, sub intitulat O Uniune mai ambițioasă. Toate comisiile au analizat propunerea, care politic se bazează pe cele 6 direcții principale, și anume un pact ecologic, o Europa pregătită pentru era digitală, o economie în serviciu cetățenilor, o Europa mai puternică pe plan internațional, promovarea modului nostru de viață european și un nou elan pentru democrația europeană, dat fiindcă este începutul activității Comisiei Europene și a unui nou ciclu la nivelul Uniunii, împreună cu colegii președinții comisiilor și cu cei care au analizat de la fiecare, am stabilit o listă care este foarte lungă, practic în ceea ce privește noile propuneri legislative, noi ne propunem să trecem prin toate, iar în ceea ce privește modificarea celor deja existente, printr-o mare parte dintre ele. Ca de obicei, vă supun spre aprobare lista cu documentele europene, legislative și non-legislative, pe care le vom analiza în acest an, listă care va fi trimisă instituțiilor, în special guvernului și ministerelor, ca să știe care este activitatea noastră și să putem dezvolta un dialog permanent. Asta e. Da, mulțumesc. Intervenții pe acest proiect. Dacă nu sunt, stimați colegi, supun votului proiectul de hotărâre. Vă rog să votați. ...97 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot contra, adoptat. Punctul 5, secțiunea 1, proiectul de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate și proporționalitate conform protocolului 2 din tratatul de la Lisabona. O să rog continua pe doamna senator Crețu, primul proiect. Da. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de propunerea de regulament a Parlamentului European și Consiliului de instituire a Fondului pentru Tranziție Justă. Așa cum știți, Pactul Ecologic European propune și un mecanism pentru o tranziție justă care este programat a fi în valoare de 100 de miliarde de euro pentru ciclul electoral, pentru ciclul financiar, mă iertați, 2021-2027, sumă care s-ar putea extinde până în 2030 la 143 de miliarde de euro. Principalele elemente din această propunere de regulament vizează, de fapt, mecanismul pentru tranziția justă, care include atât fondul pentru tranziție justă despre care am precizat, o schemă specifică în cadrul InvestEU, care este actualul plan Juncker, și o facilitate de împrumut a Băncii Europene de Investiții pentru sectorul public, care facilitate se va declanșa la cerere.
în urma analizei sub aspectul subsidiarității trebuie să facem precizarea că propunerea este aceea unei gestiuni partajate, în sensul în care Comisia delegă sarcinile de programare strategică și de implementare la nivelul statelor membre, în sensul în care fiecare poate să-și aleagă obiectivele, prioritățile, ținând cont de particularitățile de la nivel național, inclusiv la nivel regional și local. Sub aspectul formei juridice nu sunt probleme, în schimb, la acest moment, propunerea este în dezbatere în Consiliu, în grupurile de lucru și ca urmare a analizei pe care am făcut-o împreună cu comisiile și instituțiile competente, solicităm Ministerului Fondurilor Europene, care este autoritatea ce asigură definirea poziției naționale, să ne țină informați în permanență cu privire la soluția finală la care se va ajunge cu privire la instituirea fondului pentru o tranziție justă. Absolut necesar, dat fiind că pactul ecologic va produce cu certitudine și schimbări din care unele state vor avea nu numai avantaje, ci și dezavantaje. Mulțumesc! Da, mulțumesc, stimați colegi, intervenții nu sunt, supun votului proiectul de... Domnul Teodor Obicin, scuze, microfonul 3. Da, mulțumesc, domnule președinte. Cu un singur amendament, dacă se poate, Ministerul Fondurilor Europene nu să ne ține informații vis-a-vis de discuții, ci trebuia să vină în fața Parlamentului cu analiză pentru a vedea în România ce cost are pentru noi respectarea acestui pact ecologic față de suma propusă de Comisia Europeană pentru România, adică 700 de milioane de euro aproximativ. Deci guvernul trebuie să vină în fața Parlamentului, mai ales un guvern interimar, cu o analiză pentru a vedea exact ce înseamnă pentru economia României încadrarea în acest pact ecologic, pentru că pentru România va costa foarte mult o astfel de conformare. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule senator. Stimați colegi, supunem votului proiectul de hotărâre. Vă rog să votați. ...99 de voturi pentru, două abțineri adoptat. O invit pe doamna senator Crețu să ne prezinte cel de-al doilea proiect. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am precizat anterior, pe lângă cele trei surse principale de finanțare a pactului ecologic, el este finanțat și din toate sursele existente transversal. Pentru asta a fost nevoie de modificarea regulamentelor generale cu privire la Fondul de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Fondul de Azil și Migrație, Fondul de Securitate Internă și Instrumentul de Management al Frontierelor și Vizelor. În analiza noastră, raportor a fost domnul Eugen Teodorovici, ajustările de conținut se fac ca urmare a unor planuri teritoriale pentru tranziție justă pe care trebuie elaborate, resursele apar cam așa, din Fondul European de Dezvoltare Rurală și din FSE Plus, Fondul Social European Plus, ele pot fi luate în proporție maximă de 20%. De asemenea, regulamentul privind dispozițiile comune se modifică, cum se modifică și calculul cerințelor de concentrare, ceea ce solicităm noi. Sar peste prezentare, este foarte tehnică. Noi solicităm ca să menținem alocarea financiară preliminară fiecărui fond per obiectiv de politică, respectiv normele specifice privind concentrarea tematică, dar că este esențială implementarea obiectivelor politicii de coeziune care să asigure reducerea disparităților și susținem o anumită flexibilizare privind regulamentul pentru alegerea regiunilor eligibile, pentru alocările, direcția alocărilor din FEDER și din FSE și pentru regulile de dezangajare. De asemenea, subliniem că noile modificări pun în pericol
finalizarea regulamentelor politicii de coeziune și prin asta amânarea din nou a aplicării și utilizării fondurilor. Textul integral al opiniei pe care am elaborat-o și care, repet, vine în sprijinul negocierilor care se poartă acum la nivelul Consiliului, o aveți pe site și v-aș ruga să aprobați trimiterea acestei opinii către instituțiile care negociază încă modificările de la regulamente. Mulțumesc! Da, mulțumesc, doamna senator Crestu. Stimați colegi, dacă sunt intervenții, dacă nu, supunem votului proiectul de hotărâre. Vă rog să votați. ...94 de voturi pentru, 2 abțineri adoptat. Mergem mai departe, stimați colegi, ordinea de zi, inițiative legislative, primul punct. Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021. Declar deschise dezbaterile generale. Din partea Guvernului, pentru prezentarea proiectului, vă rog, microfonul 8. Președinte, doamnelor și domnilor senatori, bună ziua, mă numesc Tudorel Andrei și sunt președintele Institutului Național de Statistică. Încep prin a ura la mulți ani, doamnelor senatori, cu ocazia zilei de 1 martie. Ordonanța de urgență privind organizarea și desfășurarea recensământului populațiilor și locuințelor din România reglementează desfășurarea acestei acțiuni foarte importante pe teritoriul României. Menționez că recensământul populației și locuințelor se desfășoară în același timp în toate țările Uniunii Europene, această acțiune fiind reglementată prin două regulamente europene. Propunerea României este una, propunerea pe care noi o avem prin această ordonanță de urgență este una modernă și aici aduc numai câteva argumente. În primul rând, eliminăm tot ceea ce înseamnă chestionar în forma clasică, în forma de hârtie. În al doilea rând, asigurăm pentru prima dată folosirea surselor administrative în calcularea populației rezidente și în calcularea fondului de locuințe de pe teritoriul României. În al treilea rând, un lucru foarte important este că asigurăm culegerea datelor strict în format electronic, folosind internetul sau folosind culegerea datelor pe tablete. Este o acțiune foarte importantă și creează premisele calculării populației rezidente, începând cu anul 2022, în fiecare an până la nivelul localității. Este un lucru foarte important atât pentru decidentul național, dar și pentru decidentul local, întrucât calcularea populației rezidente la nivel local este una din mizele foarte importante ale oricărei administrații publice din România. Susținem proiectul de lege în formatul care a fost adoptat în comisia de fond, inclusiv cu amendamentele care au fost discutate și aprobate de către noi. În regulă, mulțumesc. Din partea Comisiei pentru Administrație, domnul președinte Cârciumaru, vă rog, microfonul 7. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, pe parcursul ședințelor din 2502-2020 și 0303-2020, membrii Comisiei au analizat proiectul de ordonanță de urgență și au hotărât cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți să adopte raport de admitere cu amendamente admise cuprinse în anexa la prezentul raport. Comisia pentru Administrație Publică supune spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de admitere cu amendamente admise și proiectul de ordonanță de urgență. Senatul este prima cameră sesizată, caracterul legii ordinară. Da, mulțumesc, stimați colegi, dacă sunt intervenții pe acest proiect, vă rog, microfonul 3, domnul senator Marciu. Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect de lege privind recensământul populației și locuințelor din România este unul foarte important pentru că
sunt date statistice de care avem nevoie pentru următorii ani. Așa că noi, grupul PSD, susținem acest proiect de lege. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Alte intervenții? Vă rog. Domnul Baciu, microfonul central. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, consider de la bun început că un asemenea demers este foarte necesar atât pentru noi, cât și pentru organele centrale. Când spun atât pentru noi, mă refer la toate administrațiile publice din țară care au nevoie de aceste date, iar un recensământ corect, bine întocmit, confruntat cu ceea ce avem în evidențele actuale, este binevenit și trebuie susținut pe toate căile. Sper că această lucrare care se va organiza să primească sprijinul necesar și de la organele centrale, dar și de la primării, și toate aceste date care sunt colectate le putem folosi în anii următori pentru a dimensiona mai bine acțiunile viitoare. Vă mulțumesc! Da, alte intervenții? Nu mai sunt. Da, vă rog, doamna Presadă, microfonul 2. Mă bucur că guvernul se gândește la recensământul de anul viitor. Este nevoie să-l pregătim foarte bine. Uniunea Salvați România va vota pentru raportul de admitere cu amendamente, așa cum a reieșit el din comisie. Avem nevoie de date cât mai exacte cu privire la populația României și la numărul de cetățeni români aflați în țară, pentru că de datele acestea depinde dimensionarea serviciilor publice pe care le oferă statul român, dar și reprezentarea corectă a cetățenilor români în Parlament. Și mă gândesc aici, desigur, la numărul mare de cetățeni români care nu se mai află în țară. Mă mai gândesc de asemenea că este nevoie de date exacte pentru a stabili numărul de parlamentari. Cine? Pentru fiecare circumscripție. Salutăm așadar demersul și vom vota pentru. Da, mulțumesc. Din partea grupului UDMR, domnul senator Ceche, vă rog. Microfonul 2. Mulțumesc, domnul președinte de ședință. Este un proiect îmbunătățit în Comisia de Administrație, care merită a fi susținut și din punctul nostru de vedere. Odată ceea ce ne-a prezentat președintele Institutului Național de Statistică, este o obligație europeană. Suntem membri Uniunii Europeană, conform Eurostat, în 2021 trebuie să organizăm recensământul populației. Și evident este bine că față de recensământul din 2011 încercăm soluții noi, moderne. Și noi credem că va trebui în campania de informare și campania publică care va urma pentru organizarea recensământului să punem accent foarte mult pe această formă digitală, pentru această autorecenzare, dacă vreți, pentru că aceasta poate fi soluția care ne aduce informații corecte și la zi despre ceea ce înseamnă populația României. Grupul UDMR va susține raportul de admitere cu amendamente admise. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Domnul senator Gorghiu, microfonul 2. Mulțumesc, foarte scurt, să știți că și grupul senatorilor PNL va susține această inițiativă. Sper că noul cadru legislativ să fie mai eficient ca cel din 2011, pentru că atunci referendumul n-a fost făcut chiar în parametrii optimi, dar făcându-se la 10 ani, făcându-se recensământul, da, e tot un soi de eveniment național, e la modă referendum, de am făcut această paralelă. Recensământul din 2021, repet, sper să fie în parametri mult mai în regulă decât cel de acum 10 ani și sper că noul cadru legislativ să ofere această posibilitate instituțiilor abilitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Declar încheiată dezbaterea generală. Trecem la votul asupra proiectului de lege. Raportul comisiei este de admitere cu amendamente admise al proiectului de lege. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este prima cameră sesizată. Stimați colegi, supunem votului raportul cu amendamente admise. Vă rog să votați.
108 voturi pentru, raportul a fost adoptat. Supunem votului acum proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței. Vă rog să votați. Șapte voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Cadou senatului pentru România mai bună. Mulțumesc. Vă rog, explicarea votului. Microfonul 2. Mulțumesc, domnule președinte, ședință. A fost un vot important pentru că avem legea. Ce trebuie să urmărim este că prevederile de acolo sunt operaționalizate corect și că referendumul va fi făcut în mod eficient. E un moment important pentru că în 2021 toate țările europene se vor alinia în a avea date despre populație și vom putea în sfârșit să știm cum stăm cu diaspora. Deci noi ca Parlament trebuie să urmărim și implementarea pentru că va fi foarte important acest proiect. Mulțumesc mult! Da, un vot unanim care merită remarcat. Mergem mai departe, stimați colegi, punctul 2 pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru completarea OUG 57 pe 2019 privind codul administrativ. Dacă avem inițiator, vă rog, domnul Bodog. Domnul senator Ceche, microfonul 2, vă rog. Domnul președinte, procedural, aș avea rugămintea ca și lider de grup să retrimitem acest proiect legislativ la Comisia de Specialitate pentru o săptămână. Stimați colegi, supunem votului propunerea de retrimitere la Comisie pentru o săptămână. Vă rog să votați. De voturi pentru, 2 contra, 9 abținere. Proiectul se retrimite la comisie pentru o săptămână. Mergem mai departe, punctul 3 pe ordinea de zi. Proiectul de lege privind aprobarea OUG 18 pe 2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval. Din partea Guvernului, microfonul 9. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor senatori. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Viorel Grigoraș, fost senator, actualmente secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Vă rog, pe scurt. Mulțumesc. Cele trei convenții internaționale constituie acte cu forță juridică obligatorie ale organizațiilor internaționale, în cadrul cărora au fost adoptate și stabilesc în sarcina statelor membre obligația de a adopta anumite măsuri legislative pentru punerea lor în aplicare. Neîndeplinirea unor obligații asumate de România în calitate de stat membru al organizațiilor internaționale va conduce la sancțiuni internaționale. Este vorba de Convenția privind munca în domeniul maritim, de aderarea României la Convenția internațională de la Nairobi și aderarea României la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Din partea Comisiei pentru Transporturi, microfonul 7, vă rog, domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, membrii Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură au hotărât cu majoritate de voturi să adopte raport de admitere a proiectului de lege pentru respingerea ordonanței de urgență la Guvernul numărul 18 pe 2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval cu amendamentele admise cuprinse în anexa 1. Drept urmare, propunem plenului Senatului spre dezbatere și adoptare raportul de admitere a proiectului de lege pentru respingerea ordonanței de urgență în domeniul transportului naval. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc! Intervenții pe acest proiect, stimați colegi? Nu sunt intervenții, declar încheiate dezbaterele generale. Trecem la votul asupra proiectului de lege. Raportul Comisiei este de admitere cu amendamente admise a proiectului de lege privind respingerea ordonanței. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este prima cameră sesizată. Stimați colegi, supunem votului raportul de
admiterea proiectului de lege pentru respingerea ordonanței. Vă rog să votați. ...64 de voturi pentru, contra 33, raportul a fost adoptat, 65. Stimați colegi, supunem în continuare votului proiectul de lege pentru respingerea ordonanței. Vă rog să votați. ...64 de voturi pentru, 36 contra, o abținere. Proiectul de lege pentru respingerea ordonanței a fost adoptat. Listă pentru lideri de grup, vă rog. Mergem mai departe. Punctul 4 pe ordinea de zi. Proiectul de lege privind aprobarea OUG 16 pe 2020, unificarea și completarea OUG 43 din 97 privind regimul juridic al drumurilor. Declară deschise dezbaterile generale din partea Guvernului. Tot domnul secretar de stat, vă rog microfonul nou. Mulțumesc, domnule președinte. Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește amendarea ordonanței Guvernului numărul 43 din 1997 în sensul stabilirii obligativității administrației publice locale de a întreține șanțurile, rigolele, podețele, plantațiile, trotuarele, căile pietonale sau altele asemenea aferente drumurilor publice care traversează localitățile urbane, precum și obligația administratorului drumului de a realiza spații de parcare, oprire și staționare, de a înștiința ocolul silvic care are în administrare zona respectivă pentru tăierea arborilor ce reprezintă pericol pentru participanții la trafic, de degajarea părții carosabile în cel mai scurt timp, precum înștiințarea ocolului silvic pentru emiterea formelor legale în cazul căderii accidentale a arborilor pe partea carosabilă. Mulțumesc! Mulțumesc din partea Comisiei pentru Transportul, domnul președinte Butunoi, microfonul 7, vă rog. Tot săptămâna trecută, membrii Comisiei, după ce au analizat proiectul de lege și punctele de vedere exprimate, au hotărât cu majoritate de voturi să adopte raport de admitere a proiectului de lege pentru respingerea ordonanței de urgență numărul 16, cu amendamente admise și amendamente respinse, cuprinse în cele două anexe, respectiv cu anexa 1 și anexa 2. Drept urmare, propunem spre dezbatere și aprobare plenului Senatului prezentul raport de respingere a proiectului de lege prin respingerea ordonanței respingerea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 16 pe 2020. Senatul este primul cameră sesizată. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, stimați colegi, dacă sunt intervenții pe acest proiect. Dacă nu, sunt declarat încheiate dezbaterile generale. Trecem la votul asupra proiectului de lege. Raportul Comisiei este de admitere cu amendamente admise al proiectului de lege privind respingerea ordonanței de urgență. Proiectul face parte din categoria legii ordinare. Senatul este primă cameră sesizată. Stimați colegi, supunem votului raportul cu amendamentele admise. Vă rog să votați. ...67 de voturi pentru, 27 împotrivă. Raportul a fost adoptat. Să punem votului proiectul de lege privind respingerea ordonanței. Vă rog să votați. ...63-64 votul domnului Costoiu pentru, contra 28-7 abține. Proiectul de lege privind respingerea ordonanței a fost adoptat. Listă pentru lider, vă rog. Mergem mai departe, punctul 5 pe ordinea zi. Stimați colegi, este ora 17. Avem o singură lege organică. Un proiect care a mai fost înscris pe ordinea de zi. Este vorba de proiectul de lege privind aprobarea OUG 77 din 2018 pentru completarea articolului 67 din legea 317 pe 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.
Dezbaterea a fost finalizată în data de 10 februarie 2020, supuse voturi în ședințele din 10 februarie și 2 martie 2020. Aceste condiții este nevoit să reluăm votul asupra proiectului de lege. Proiectul a fost adoptat tacit de Camera Deputaților. Proiectul face parte din categoria legilor organice. Senatul este cameră decizională. Stimați colegi, supun votului proiectul de lege privind aprobarea ordonanței. Vă rog să votați. De voturi pentru, contra 28, 7 abțineri. Stimați colegi, să punem în continuare votului proiectul de lege privind respingerea. De voturi pentru, contra 66, proiectul nu a întâlnit numărul de voturi necesare, listă pentru lideri de grup, vom relua acest vot într-o ședință viitoare. Mergem mai departe, proiectul de lege privind aprobarea OUG 23/2020 pentru modificarea și completarea unor alte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, declară deschise dezbaterile generale din partea Guvernului. Domnul secretar de stat, îmi cer scuze, doamna senator, vă rog, microfonul central. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vă fac solicitarea de retrimitere la comisie termen o săptămână a acestui proiect de lege pentru corelarea unor aspecte privind achizițiile publice cuprinse în această ordonanță la solicitarea colegilor din cadrul comisiei de buget. Da, vă rog, domnul senator Gățiu. O scurtă verificare. Apare termen de adoptare tacită 10-3. Atunci ar trebui să prelungim și termenul de adoptare tacită. Poftim? Deci atunci propun și prelungirea termenului de adoptare tacită de la 45 la 60 de zile. Da, mi-e teamă că nu se poate, că e vorba de ordonanță. Atunci trece tacit. Nu se poate la prelungirea termenului pentru că e vorba de ordonanță. Stimați colegi, să punem votul propunerea doamnei senator Craioveanu de retrimitere la comisie. Vă rog să votați. Pentru 43, contra 51, rămânem în dezbatere. Stimați colegi, din partea Guvernului, domnul secretar de stat, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Acum, înțeleg că există un raport de respingere, însă ordonanța chiar vine să aducă niște lucruri bune. Deci chiar s-ar urgenta mecanismul licitațiilor și adjudecării licitațiilor în România. Stabilirea unor termene obligatorii pentru evaluarea ofertelor și a sancțiunilor corespunzătoare în cazul nerespectării acestora pentru persoanele implicate în derularea achizițiilor. Termene clare de judecat, adică sunt câteva chestiuni care sunt, zic eu, că ar folosi. Acum e decizia dumneavoastră. Mulțumesc, domnule secretar de stat. Din partea Comisiei Economice, Industrie, Servicii și Comisia Juridică, domnul președinte Șerban Nicolae, vă rog, microfonul 7. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi. Raportul a fost distribuit, raportul comun întocmit de Comisia Economică, Industrie și Servicii, Comisia Juridică, Domeniul Disciplinei Imunități și Validări. Au fost adoptate 2 amendamente, unul care modifică titlul legii, în sensul lege pentru respingerea ordonanței de urgență a Guvernului, și articolul unic, în sensul se respinge ordonanța de urgență. Aveți raportul, supun votului raportul comun al comisiilor menționate. Mulțumesc.
Da, mulțumesc. Domnul senator Culățean, vă rog microfonul 3. Microfonul 3, vă rog. Da, mulțumesc. Procedură. N-am apucat pentru că a fost foarte rapid. Eu i-a sugerat domnului secretar de stat, care oricum s-a ridicat din bancă și pe aici, pe undeva la discuții în spatele sălii, să se abțină de la a face judecăți calitative, că e pe respingeri, că e pe aprobări, că e pe mai știu ce. Domnia sa și orice secretar de stat din orice guvern sau orice ministru, dar nu prea vedem miniștri, au datoria să susțină sau să nu susțină inițiativa legislativă cu argumente de fond și nu alte judecăți calitative. Deci sper că a reținut sugestia pe care am făcut-o. Mulțumesc! Da, mulțumesc, stimați colegi, intervenții pe acest proiect. Dacă nu sunt, declar încheiate dezbaterile generale. Trecem la votul asupra proiectului de lege. Raportul acum al Comisiei este de admitere cu amendamente admise a proiectului de lege privind respingerea ordonanței. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este primă cameră sesizată. Stimați colegi, supunem votului raportul de admitere a proiectului de lege privind respingerea ordonanței. Vă rog să votați. pentru, contra 36, o abținere, raportul a fost adoptat. Să punem în continuare votului proiectul de lege privind respingerea ordonanței. Vă rog să votați. Contra 36, o abținere. Proiectul de lege privind aprobarea listă pentru liderii de grup. Sunt la dumneavoastră. Mergem mai departe, stimați colegi. Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale L68/2020. Declarat deschise dezbaterile generale din partea Guvernului. Microfonul 8. Bună ziua! Domnule președinte, stimați domn, sunt Nicolae Habrileț, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Energie și Mediului de Afaceri. Proiectul de lege creează cadrul legal pentru acordarea unor ajutoare de state individuale de salvare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 77 din 2014, privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea, completarea legii concurenței 21 din 1996, Companie Naționale Tarom și Complexul Energetic Oltenia. În ceea ce privește Complexul Energetic Oltenia, măsurile vizează în principal următoare. Acordarea de către Ministerul de Finanțe la solicitarea societății Complexul Energetic Oltenia cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare a unui împrumut în limita sumei de 251 de milioane euro, echivalent 1,2 miliarde de lei pe o perioadă de 6 luni. Ajutorul de stat individual pentru salvarea societății este instituit pentru o perioadă de 6 luni de la momentul acordării acestuia. Împrumutul se acordă în valută din venituri rezultate din privatizare, înregistrate în contul curent în valută deschis la BNR. Împrumutul se acordă pe baza unei analize economico-financiare realizate de către Exim Bank S.A. Rata dobânzii care se va acorda împrumutului rămâne fixă pe toată durata de derulare a acestuia. Împrumutul se acordă cu condiția constituirii unor garanții, valoarea acestora trebuie să acopere cel puțin 120% din cuantumul împrumutului. Modul de acordare și administrare ajutorului de stat se stabilesc în condițiile legii prin ordin emis de Ministerul Energiei, Economiei și Mediului de Afaceri. Ajutoarele de salvare vor fi acordate numai după autorizarea acestora de către Comisia Europeană. Mulțumesc! Susțineți proiectul, înțelegem. Susținem proiectul. Da, vă rog, din partea Comisiei pentru Energie și Comisiei Economice, domnul senator Marin Gheorghe, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, raport comun asupra proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 12/2020.
Proiectul de lege se referă la acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare, precum și pentru modificarea și completarea legii concurenței numărul 21/1996 cu modificările și completările ulterioare. Ajutoarele individuale de salvare au în vedere Compania Națională de Transporturi Aeriene Tarom și Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. În urma dezbaterilor, care au avut loc pe parcursul mai multor ședințe de comisie, în prezența majorității senatorilor, membrii Comisiei pentru Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale și Comisiei Economice, Industrie și Servicii au hotărât cu unanimitatea voturilor senatorilor prezenți să adopte raport comun de admitere fără amendamente. Consiliul Legislativ avizează negativ, Comisia pentru Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piața de Capital a transmis aviz negativ. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este prima cameră sesizată. Față de cele prezentate, supune votului plenului Senatului raportul comun de admitere, fără amendamente și proiectul de lege. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, domnul senator Tuțuianu, vă rog microfonul 3. Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință, stimați colegi, dacă ar fi să aplicăm regula pe care am folosit-o la celelalte ordonanțe de urgență, la proiectele de lege de adoptare a ordonanțelor de urgență dezbătute anterior, ar trebui să avem aceeași soluție. Pentru că avizul negativ dat de către Consiliul Legislativ este foarte bine și corect fundamentat, respectiv este bazat pe faptul că acest aviz consultativ al Consiliului Legislativ nu a fost cerut de către guvern înainte ca această ordonanță să fie dezbătută, ceea ce duce la neconstituționalitatea actului normativ respectiv. Totuși, v-aș aduce în atenție faptul că vorbim de două companii importante, Compania Națională Tarom și Complexul Energetic Oltenia, că sunt sume de bani foarte importante și că din discuția pe care am avut-o în cadrul Comisiei Economice, rezultă foarte clar că acordarea acestui împrumut este doar o punte de salvare a celor două companii naționale. Este evident pentru toată lumea care a analizat actul normativ că nu există resursele necesare pentru a se restitui împrumutul și a se plăti dobânda fixată, după cum este foarte limpede pentru toată lumea că ceea ce gândesc ministerele de resort și companiile implicate este să parcurgă procedura prevăzută de reglementările naționale și europene, respectiv aceea de a propune un plan de restructurare care în final să devină, se notifică Comisiei Europene și devine un ajutor de stat de restructurare, ceea ce înseamnă pentru toată lumea că banii aceștia nu se vor întoarce niciodată la bugetul statului. Ceea ce cred eu că însă că trebuie analizat cu mare atenție este ca ministerele de resort, vorbim aici de Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei, dar și Ministerul Finanței, de Finanțe, să facă într-adevăr planuri de restructurare viabile. Pentru că altfel există oricând riscul ca niște creditori care au creanțe mai mare decât valoarea prag prevăzută de lege, să deschide oricând procedura de insolvență al celor două companii. Cu consecințele pe care le cunoaștem. Dispare Taromul, care este o emblemă a acestei țări, și Complexul Energetic Oltenia, care este furnizor la circa 25% din energia electrică care este pe piață într-o perioadă în care nu avem alte soluții alternative. De aceea cred că este bine să votăm actul normativ trecând peste ceea ce este evident pe lângă dispozițiile constituționale din dorința de a salva cele două companii și nu pentru că acest guvern a procedat corect. Vă mulțumesc mult. Da, mulțumesc, domnul senator Zanfir, microfonul 3, vă rog. Da. Perfect de acord. Mulțumesc, domnul președinte. Perfect de acord cu ceea ce spune colegul Tuțuianu că trebuie să salvăm cele două companii. Da, dacă urmărim atent ordonanța de urgență, nu cred că trebuie să-l salvăm și pe președintele Consiliului Concurenței. Pentru că ordonanța de urgență
în stilul în care ne-am obișnuit, conține două aspecte. Unul legat, sigur, minunat de acest ajutor pe care trebuie să-l acordăm celor două companii să le salvăm, iar o altă prevedere din acea ordonanță vorbește despre salvarea președintelui Consiliului Concurenței. Dacă urmărim cu atenție, acolo se vorbește despre faptul că scoatem prevederea care vorbește despre limitarea numărului de mandate a președintelui Consiliului Concurenței. Dacă sunteți de acord să avem șef de instituții pe viață, vreau să vă anunț că exact asta face ordonanța de urgență. Și într-un mod șmecheresc, foarte frumos trecem titlul că acordăm ajutoare de urgență unor societăți care într-adevăr au nevoie, dar nu cred că are nevoie și președintele Consiliului Concurenței să aibă mandat pe viață. Așadar, v-aș propune să adoptăm ordonanța de urgență în legătură cu salvarea celor două companii, în legătură cu salvarea președintelui Consiliului Concurenței. Cred că trebuie să eliminăm acea prevedere, cu atât mai mult cu cât legea concurenței este la, nu numai la dezbatere, s-au încheiat dezbatere în Senat, urmează să vină la votul Senatului, ca atare nu văd de ce am accepta așa ceva. Mulțumesc, domnul. Da, mulțumesc, doamna senator Silvia Dinică, microfonul 2. Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, suntem aici pentru că atâția ani de zile aceste companii de stat au fost căpușate, au avut un management defectuos și au luat decizii foarte proaste. Ne-au adus aici, am participat la discuțiile din Comisia Economică și cred că toată lumea a fost de acord că în acest moment aceasta este singura soluție pentru care o avem pentru aceste companii. Dar aș vrea să atrag atenția asupra faptului că este vorba de niște termene foarte scurte. Dacă aceste împrumuturi nu se rambursează împreună cu dobânzile aferente, va fi nevoie de un plan de restructurare a acestor companii și vorbim de termen de 3 luni, iar apoi termen de 6 luni, dacă nici acest plan de restructurare nu va fi notificat Comisiei Europene, va trebui notificat un plan de lichidare. Reprezentanții companiilor prezenți în comisie au avut răspunsuri diferite. Dacă reprezentantul Tarom ne-a spus că nici măcar nu se gândesc să ramburseze împrumutul și că vor merge direct pe un plan de restructurare care înțeleg că este aproape finalizat și la care se lucrează de câțiva ani. Stimați colegi, vă puțină liniște în sală, doamna senator, tocmai am oferit niște flori. Vă rog foarte mult. Reprezentantul CEO a fost foarte vag în a răspunde dacă își asumă rambursarea acestui împrumut sau dacă există un plan de restructurare. A spus că vor fi întâlniri săptămânale la guvern și cred că ceea ce ne rămâne este să adresăm interpelări pe această temă și să sperăm că ni se va răspunde. Mulțumesc! Da, mulțumesc! O precizare din partea domnului senator Bădălov, vă rog. Microfonul 3. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să vă spun că nu vreau să mă refer la Tarom unde nu mă pricep, dar la CEO Oltenia este nevoie de o investiție. Și dacă acest împrumut îl luați pentru modernizare, pentru producerea unei energii electrice mai ieftine, cu mijloace ecologice, este ok. Avem tot suportul și cred că CEO, în afară de partea socială, Oltenia, în afară de partea socială, este o companie strategică de care România în următorii ani nu se poate lipsi. Nu avem alte soluții, ea trebuie modernizată și adusă acolo unde ne cere Europa astăzi, într-o Europa verde, dar în același timp cu o producere de energie electrică ieftină. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Dacă nu mai sunt... Domnul senator, din partea grupului PSD au fost două intervenții. Dacă aveți ceva procedură, microfonul 3. Domnul președinte de ședință, nu știu, văd și foarte bine și îmi dau seama după figura dumneavoastră că aveți oarece îndoială la luarea mea de cuvânt. Procedură, ce vezi dumneavoastră? Dar mai să fie luare de cuvânt. Rigoare, domnul, ca la finanțe, rigoare, am înțeles, vă rog, microfonul 3. Seara asta e plin de rigoare, de-aia o ducem așa de bine. O propunere, dacă se poate, va fi și probabil și o discuție vis-a-vis de amendamente în plen, o să vedeți puțin mai târziu, dar dincolo de asta, poate ne gândim sau se gândește guvernul. Dacă tot vrem să salvăm companii de stat sau capital de stat, dobânda de la ISIN de 120%,
Oare în această direcție? Alte state care dau ajutor de stat au aceleași costuri de finanțare pentru companiile care sunt în situația asta? Analizați măcar la Camera Deputaților să discutăm, să avem o propunere acolo în acest sens. Deci reduceți costurile de finanțare pentru acele companii pentru care statul vine și le dă ajutor de stat. Vă mulțumesc. Da, vă rog, domnul senator, să am fie microfonul 3. Deci, domnule președinte de ședință, dacă ne permiteți, vreau să facem amendamente în plenă legătură cu aspectul pe care l-am sesizat anterior. Deci, ordonanță, supunem, da, asta rog să supună la vot, dacă sunteți de acord să facem amendamente în plen, întrucât ordonanța amestecă lucrurile în mod nepermis. Este legea de funcționare a Consiliului Concurenței, care nu are nicio legătură cu ajutoarele de stat pe care să le dăm companiilor din subordinea Ministerului Energiei. Ca atare vă propun să supuneți la vot posibilitatea de a face amendamente la această ordonanță. Mulțumesc mult! Da, stimați colegi, supun votului propunerea domnului senator Zamfir de a face amendamente în plenul Senatului. Vă rog să votați. ...65 de voturi pentru, propunerea nu a fost aprobată, este vorba de majoritatea senatorilor, nu de celor prezenți. Stimați colegi, dacă mai sunt intervenții pe acest proiect, dacă nu mai sunt intervenții, declar încheiate dezbaterile generale, trecem la votul asupra proiectului de lege. Raportul comun al comisiilor este de admitere a proiectului de lege. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este prima cameră sesizată. Da, vă rog, domnul Zamfir, procedură. Am o rugăminte, am supus la vot posibilitatea de a face amendamente. Asta nu intră în categoria legii organice sau neorganice. Deci eu cred că s-a adoptat cu majoritatea celor prezenți posibilitatea de a face amendamente. 104 aliniatul 2, cazuri deosebite, prin votul majorității senatorilor, se poate aproba depunerea de amendamente. Nu a fost... senatorilor, stimați colegi, senatorilor, 69 de voturi. Pentru nu a fost aprobată această... Domnul Șerban Nicolae, vă rog, procedură. Stimați colegi, n-aș fi vrut să intervin. Curtea Constituțională, odată ce a decis că, exceptând acele dispoziții constituționale care menționează în mod explicit votul majorității deputaților sau al senatorilor, se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți, faptul că noi suntem în culpă și nu am adaptat regulamentul nu înseamnă să aplicăm în continuare dispoziții neconstituționale. Curtea Constituțională ne-a atras atenția în mod repetat asupra faptului că, în ciuda lipsei de modificare a regulamentului, avem obligația de a nu aplica dispoziții declarate neconstituționale, chiar dacă au fost în alte spețe. Din punctul meu de vedere, este o formulă care ne obligă să nu mai aplicăm o dispoziție neactualizată cu deciziile curții, pentru că ne-am invocat propria culpă. Mulțumesc. Liderii de grup, vă rog la tribună. Da, mulțumesc, stimați colegi, rămâne cum am stabilit, declar încheiate dezbaterile generale, supunem votului raportul comun al comisiilor, cum spuneam, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, Senatul este prima cameră sesizată, supun votului raportul și proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței, vă rog să votați. ...99 de voturi pentru abținere,
proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței a fost adoptat. Mergem mai departe. Procedură, domnul Fenechiu, vă rog, microfonul central. Vreau să întreb, domnul președinte, în momentul în care constatăm că vorbim în confuzie, renunțăm să nu mai susținem principiile? Că am văzut că nu mai este foarte multă eroare să lămurim, de ce n-am modificat regulamentul? Nu mai interesează pe apostolii interpretării constituționale a regulamentului? A dispărut apostolatul? Nu mai văd ieșirile, cum e, cu decizia curții, cu diverse lucruri? Da? Suntem apostoli numai când ne interesează, când nu ne mai interesează? Da, procedură, microfonul 3, domnul senator Șerban Nicolae. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul și domnul colegi, aș fi vrut să fac o precizare. Am fost convins că domnul senator Fenechiu își va rectifica propria declarație de la începutul acestei sesiuni. Dacă veți verifica stenograma ședinței de la începutul acestei sesiuni din prima zi, domnia sa a anunțat că grupul parlamentar PNL are 29 de membri. La vremea respectivă, grupul parlamentar PNL avea 27 de membri. Ulterior s-a adăugat domnul senator Gioancă. Chiar și în aceste condiții, poate cândva, până la terminarea acestei legislaturi, nu a sesiunii, că poate e prea rapidă, domnul lider Fenechiu ne va anunța câți componenți are grupul parlamentar PNL în Senat la acest moment. Am crezut că asta ne spune și de-aia am intervenit pe procedură. Mulțumesc. Da, vă rog, domnul Fenechiu, trebuie să haideți să închidem această dezbatere, estimați colegi. Domnul Fenechiu, vă rog, ultimul cuvânt. Domnul senator Fenechiu a spus în corect că are 29 de membri, că la data respectivă erau depuse la biroul permanent două adeziuni, în speță a colegului senator Gioancă și în speță a unui coleg senator care după câteva zile s-a întors în grupul PSD, dar a fost depusă adeziunea. Iar în ceea ce privește numărul de membri, astăzi sunt 31 pe numărate. Mulțumesc, domnilor! Da, mulțumesc pentru precizări. Mergem mai departe, stimați colegi. Proiectul de lege privind aprobarea OUG 15/2020 pentru modificarea și completarea legii 207/2015 prin cod de procedură fiscală. Declar dezbaterile generale deschise din partea Guvernului. Microfonul 10. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor senatori. Obiectivele majore urmărite prin proiectul de lege sunt două, respectiv simplificarea procedurilor de administrare a creanțelor fiscale, respectiv reglementarea instituirii și ridicării popririlor în mediul electronic, și a doua este transpunerea directivei 822/2018 în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării. Susținem proiectul de lege în forma aprobată de guvern. Da, mulțumesc. Din partea Comisiei Economice și a Comisiei pentru Buget, domnul senator Mihai, microfonul 7, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Membrii celor două comisii au analizat proiectul de lege, avizele primite și punctele de vedere exprimate și au hotărât cu majoritatea voturilor senatorilor prezenți să adopte raport comun de admitere cu amendamente admise cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. Față de cele prezentate, Comisia Economică, Industrie și Servicii și Comisia Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piață de Capital supun plenului Senatului spre dezbatere și aprobare raportul comun de admitere cu amendamente admise și proiectul de lege. Mulțumesc! Da, mulțumesc, stimați colegi. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, vă rog, domnul senator Teodorovic, microfonul 3. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Ca să fie foarte clar, că am văzut în spațiu public speculații vis-a-vis de poprirea electronică. La Comisia de Buget, Finanțe și, desigur, cea economică, raportul prevede acceptarea rămânerii în textul respectiv doar a celor articole care duc la transpunerea unor prevederi europene, anulând partea de popriri, pentru că acest act se află deja la Camera Deputaților, votat de Senat anul trecut în decembrie. Deci partea de popriri se rezolvă prin actul normativ depus la Camera Deputaților. Probabil că în următoarea săptămână se va adopta la acest nivel. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Alte intervenții? Vă rog, domnul Corlățean, microfonul 3.
Președinte de ședință, trebuia să începem poate procedural cu capitolul întrebări. Aveam o întrebare înainte de a intra în dezbaterea de fond. Întrebarea către reprezentantul Guvernului și ascultându-l pe colegul senator care a intervenit precedent, e vorba de o transpunere parțială sau integrală? Ca să știm cum stăm. Mulțumesc. Da, vă rog, microfonul 10. Domnul secretar de stat. Este integrală. Integral, că așa e sănătos, integral să fie. Stimați colegi, alte intervenții pe acest proiect? Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar încheiate dezbaterile generale. Trecem la votul asupra proiectului de lege. Raportul comun al Comisiei este de admite cu amendamente admise a proiectului de lege. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este primă cameră sesizată. Stimați colegi, supunem votului raportul cu amendamente admise. Vă rog să votați. ...71 de voturi pentru, contra 18, 6 abțineri, raportul a fost adoptat. Supunem votului proiectul de lege privind aprobarea ordonanței. Vă rog să votați. ...75 de voturi pentru, contra 16, 5 abțineri, proiectul de lege a fost adoptat. Explicarea votului, domnul Corlățean, microfonul 3, vă rog. Domnul președinte de ședință, am votat pentru, mergând pe ceea ce domnul secretar de stat ne-a comunicat oficial de la microfon, că ar fi vorba de o transpunere integrală. Spun asta, că dacă nu este așa, și dacă o parte a directivei este pusă în practică de o altă inițiativă legislativă de la Camera, așa cum l-a spus domnul senator Teodorovici, atunci să nu riscăm să fie o necorelare între două proiecte de lege diferite. Și atunci cineva își asumă răspunderea. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Stimați colegi, mergem mai departe. Următorul punct pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii 132 din 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Declar deschise dezbaterile generale. Inițiatorul, dacă este prezent, nu este, din partea Guvernului. Microfonul 10. Nu susținem, domnule președinte. Din partea Comisiei Economice și a Comisiei pentru Buget, vă rog, domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Membrii Comisiei Economice, Industrie și Servicii și Comisiei pentru Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piață de Capital au reanalizat propunerea legislativă și în urma dezbaterilor au hotărât cu majoritatea voturilor senatorilor prezenți să adopte un raport comun suplimentar de respingere, având în vedere că soluțiile legislative sunt susceptibile a aduce atingerii libertății constituționale de exercitare a unei activități economice în scopul obținerii de profit. Prezentul raport comun suplimentar înlocuiește raportul comun numărul 20 pe 41 din 25 februarie 2020. Comisia Economică, Industrie, Servicii și Comisia pentru Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piață de Capital supun votului în plenul Senatului raportul comun suplimentar de respingere și propunerea legislativă. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Stimați colegi, intervenții pe acest proiect nu sunt, declară încheiate dezbaterile generale. Trecem la vot asupra propunerii legislative. Raportul suplimentar comun al Comisiei este de respingere a propunerii legislative. Propunerea face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este primă cameră sesizată. Stimați colegi, supunem votului raportul de respingere. Vă rog să votați. ...83 de voturi pentru, 11 abțineri, raportul a fost adoptat, inițiativa a fost respinsă. Mulțumesc, mergem mai departe. Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței Guvernului 4 pe 2020 privind
aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru combaterea amenințărilor hibride de la Helsinki, precum și pentru acomodarea OUG, ordonanței Guvernului 41/94 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizații internaționale interguvernamentale, acum este parte. Declar deschise dezbaterile generale din partea Guvernului. Microfonul nou, doamna secretar de stat, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. După cum cunoașteți, combaterea amenințărilor hibride reprezintă o prioritate pentru România, alături de comunicarea strategică, securitatea cibernetică, evoluțiile din domeniul rezilienței și sunt de asemenea parte a strategiei globale a Uniunii Europene. România a aderat la acest centru în noiembrie 2018, devenind al 19-lea membru al centrului, alături de țări importante, precum Franța, Germania, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Canada, Polonia, statele nordice și statele baltice. Centrul este susținut de asemenea de Uniunea Europeană și de NATO. Și, practic, România a urmărit prin această aderare să-și consolideze capacitatea națională de combatere a amenințărilor hibride. Prin acest centru se permite sau se facilitează atât îmbunătățirea rezilienței statelor în ceea ce privește combaterea amenințărilor hibride, punerea în comun a practicienilor, mediului academic și mediului de afaceri și schimb de info și bune practici între statele membre. În acest context și dat fiind poziția geostrategică importantă pe flancul estic al NATO de la Marea Neagră, România consideră importantă participarea la acest centru și de aceea guvernul susține această aderare. Mulțumesc! Da, mulțumesc din partea Comisiei de Buget, domnul senator Mihu, microfonul 7, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege și avizele primite și au hotărât în unanimitate de voturi să adopte un raport de admitere a proiectului de lege pe care l-au transmis spre adoptare plenului Senatului. Da, mulțumesc. Intervenții, domnul senator Curlățean, microfonul 3, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, de ședință. Tema este importantă și relevantă din perspectiva ceea ce doamna secretar de stat a menționat și vom vota acest proiect de lege. Vreau însă să adresez solicitarea domnului secretar de stat, dacă nu acum în plen, ulterior în scris, să ne indicați în mod concret beneficiile concrete ale participării României la acest centru european și, în general, dacă se poate stabilim o regulă, măcar în practică, ca ori de câte ori aprobăm, că așa este regulamentul la noi, astea norme, prin lege plata cotizației anuale, ceea ce între noi fie vorba este o exagerare a modalității în care legiferăm noi, să primim și informații prin beneficiile concrete ale participării României la diferite forme de organizare internațională. Aici chiar suntem interesați. Mulțumesc! Da, mulțumesc ca de intervenții. Nu mai sunt declarări încheiate dezbaterile generale. Trecem la votul asupra proiectului de lege. Raportul Comisiei este de admitere a proiectului de lege. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este primă cameră sesizată. Stimați colegi, supun votului raportul și proiectul de lege. Vă rog să votați. ...97 de voturi pentru o abținere. Proiectul de lege a fost adoptat. Mergem mai departe. Proiectul de lege privind aprobarea ordonanței Guvernului numărul 6/2020 pentru modificarea și completarea legii 227/2015 privind codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Declar deschis dezbaterile generale. Microfonul 10 din partea Guvernului. Vă rog, domnul secretar de stat. Mulțumesc, domnule președinte. Actul normativ vizează transpunerea în legislația fiscală națională a unor directive europene în domeniul impozitului pe profit, precum și în domeniile TVA și accize. Și de asemenea sunt reglementări cu privire la restructurarea obligațiilor bugetare, respectiv la stabilirea unui nou termen pentru depunerea intenției de restructurare, prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare, eliminarea plafonului de 1 milion de lei,
astfel încât de măsura restructurării se poate beneficia și debitorii care au datorii restante la 31 decembrie 2018, precum și clarificarea textului de lege, respectiv la faptul că de măsura restructurării pot beneficia și alții debitori. Susținem proiectul în forma aprobată de guvern. Mulțumesc. Din partea Comisiei de Buget, domnul senator Mihu, microfonul 6, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege, avizele primite și punctele de vedere exprimate și au hotărât cu majoritate de voturi să adopte un raport de admitere cu amendamentele admise. Amendamentele sunt cuprinse în anexa la prezentul raport și sunt de competența decizională a Camerei Deputaților. Comisia pentru Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piață de Capital supune spre dezbatere și aprobare plenului Senatului raportul de admitere cu amendamente admise și proiectul de lege. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Intervenții, vă rog, domnul senator Teodorovic, microfonul 3. Mulțumesc, domnule președinte, ședință. Mă uit la domnul secretar stat Mandrăș. Era secretar stat și în perioada în care eram la Ministerul de Finanțe și împreună, sau alături de care, am făcut aceste acte normative anul trecut. Inclusiv poprirea, inclusiv partea aceasta de restructurare financiară, cu alte cuvinte, amnistia fiscală, atât de mult hulită anul trecut de către colegii liberali, care acum au făcut o ordonanță în a proroga termenul de aplicare acestei restructurări financiare. Ceea ce este foarte bine, este de lăudat. Numai că trebuie adăugat faptul că la Comisia de Buget Finanțe la fel s-a aprobat doar o parte din ordonanța 6 propusă de către guvern, ce are referitoare la transpunerea unor prevederi europene, iar restul a fost respins pentru că la fel se află la Camera Deputaților un proiect de act normativ votat de Senat, care prevede exact restructurarea financiară și la care vom adăuga aceste amendamente pentru a se modifica termenul de aplicare și modifica plafonul de 1 milion de lei și pentru cei de sub, pentru a putea să facă o eșalonare. Ceea ce este de fapt foarte bun. Asta e propunerea, de fapt este menționată la acest act normativ. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Alte intervenții nu sunt, declară chiar dezbaterile generale. Stimați colegi, trecem la votul asupra proiectului de lege. Raportul Comisiei este de admitere cu amendamente admise a proiectului de lege. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este primă cameră sesizată. Stimați colegi, supunem votului raportul cu amendamente admise. Vă rog să votați. ...76 de voturi pentru, contra 13, o abținere. Raportul a fost adoptat. Supunem votului proiectul de lege privind aprobarea ordonanței. Vă rog să votați. ...78 de voturi pentru, contra 11, 3 abțineri. Proiectul de lege a fost adoptat. Listă pentru lideri, vă rog. Mergem mai departe, stimați colegi. Propunerea legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România. Dau cuvântul inițiatorului, dacă este prezent. Da, domnul senator Teodorovici, foarte activ astăzi, vă rog. Da, și este ziua de luni mai activă pentru mine. Spre final de săptămână mă mai moleșesc. Mă bucur că astăzi aveți cu toți, stimați colegi, acest proiect de normativ. Este o inițiativă începută în 2015, aceea de a avea în România o bancă de dezvoltare. Au fost mai multe proiecte, inițiative, un studiu făcut de Comisia Europeană care justifică un astfel de instrument financiar în România, o altfel de instituție financiară în România și pentru care v-aș ruga să fiți de acord să dăm un vot pentru a merge mai departe în Camera Deputaților. Sunt multe alte state europene care au o astfel de bancă în România. Nu poate să facă decât bine economiei din această țară. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc! Fostul coleg al domnului ministru, ce spune? Din partea guvernului, vă rog. Domnul secretar, microfonul 10. Domnule președinte, nu pot să vă spun decât că la nivelul Ministerului Finanțelor Publice se află în derulare un proiect de înființare a Băncii Naționale de Dezvoltare a României,
cu finanțare deja alocată de la Comisia Europeană și proiectul de act normativ pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil Băncilor Naționale de Dezvoltare din România se află acum în consultare cu Banca Națională a României. Mulțumesc. Deci guvernul susține sau nu acest proiect? Domnul secretar de stat, guvernul susține sau nu proiectul? Avem proiectul nostru. Decide Parlamentul, am înțeles. Nu îl susține. Nu susține. Din partea Comisiei de Buget, domnul senator Mihu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă și avizele primite și au hotărât cu majoritatea voturilor senatorilor prezenți să adopte un raport de admitere cu amendamentele admise asupra propunerii legislative, înaintând raportul de admitere cu amendamentele admise și propunerea legislativă spre adoptare plenului Senatului. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, stimați colegi? Nu? Doamna Crețu? Doamna Crețu, îmi cer scuze, microfonul 4. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Nu vreau să mă pronunț pe textul legii, că înțeleg că este propunerea colegului nostru, înțeleg că ministerul nu dorește. N-am înțeles din partea ministerului dacă e vorba de actul de înființare a băncii, ceea ce știu foarte clar de la nivelul discuțiilor pe care le-am avut la nivelul Comisiei Europene, este că avem nevoie de o bancă de dezvoltare cât mai urgent. La întrebarea pe care am pus-o fostului vicepreședinte al Comisiei, Katainen, referitoare la diferența uriașă dintre numărul de proiecte pe care Bulgaria, de exemplu, le are pe fostul plan Juncker, și anume se plasează pe locul 3 în Uniunea Europeană și noi, care ne plasăm pe locul 21. Răspunsul a fost următorul, că ei au o bancă de dezvoltare care a servit ca integrator, și de asemenea o altă atitudine a băncilor în general la vecinii noștri față de situația din România, unde a stat de vorbă cu directorii generali, cu managerii marilor bănci din România și niciunul nu a fost interesat să atragă bani din fondurile de investiții europene. În aceste condiții, indiferent de forma legii, noi avem nevoie să avem instituția ca atare cât mai repede cu putință, pentru că avem un nou InvestEU, un nou plan din care nu o să tragem bani, deși am putea. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul secretar de stat, vă rog un răspuns schis doamnei senator. Dacă mai sunt dezbateri pe acest proiect, dacă nu declar dezbaterile încheiate, trecem la votul asupra propunerii legislative. Raportul comisiei este de admitere cu amendamente admise a propunerii. Propunerea face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este primă cameră sesizată. Stimați colegi, supun votului raportul cu amendamente admise. Vă rog să votați. ...79 de voturi pentru 15 abțineri. Raportul a fost adoptat. Supunem acum votului propunerea legislativă. Vă rog să votați. ...83 de voturi pentru 10 abțineri. Propunerea a fost adoptată. Următorul proiect, stimați colegi, proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței Guvernului 7/2020 privind modificarea și completarea legii muzeelor și colecțiilor publice numărul 311 din 2003. Declar deschis dezbaterile generale din partea Guvernului. Vă rog microfonul 8. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor senatori. Prin proiectul de ordonanță a Guvernului 7/2020 se are în vedere completarea legii 311/2003, reglementându-se în mod expres posibilitatea ca în cadrul autorităților administrației publice, a instituțiilor publice și a întreprinderilor publice să se poată organiza și funcționa muzee și colecții publice ca unități fără personalitate juridică, a căror organizare să fie stabilită prin acte administrative specifice. Totodată, în practică, este întâlnită situația în care muzeile și colecțiile de drept public primesc bunuri specifice,
activității desfășurate de către acestea, potrivit dreptului comun, de la persoane fizice și juridice de drept privat. Este și cazul Muzeului Național Bruckenthal, instituție publică de cultură, aflată în subordinea Ministerului Culturii. Muzeul Național Bruckenthal administrează în temeiul unui contract de comodat bunuri mobile și imobile aparținând consistorului superior al Bisericii Evanghelice. Pentru a asigura administrarea bunurilor încredințate de către persoane fizice și juridice de drept privat, cu diligența unui bun proprietar, este necesară crearea cadrului legal care să permită muzeilor și colecțiilor de drept public să poată efectua cheltuieli din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale după caz, pentru administrarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a bunurilor încredințate. Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței privind modificarea și completarea legii muzeilor și a colecțiilor publice, numărul 311/2003, pe care îl supunem Parlamentului spre aprobare. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc din partea Comisiei pentru Cultură și Media, domnul președinte Romașcanu, vă rog, microfonul 7. Mulțumesc, domnule președinte! Proiectul de lege a fost luat în dezbatere de Comisia pentru Cultură și Media în data de 18 februarie. În urma discuțiilor, Comisia pentru Cultură și Media a hotărât cu unanimitatea voturilor senatorilor prezenți să adopte raport de admitere fără amendamente. Comisia pentru Cultură și Media supune plenului Senatului spre dezbatere raportul de admitere fără amendamente și proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței Guvernului numărul 7/2020 privind modificarea și completarea legii muzeelor și a colecțiilor publice numărul 311/2000. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, stimați colegi, dacă nu, declarăm că dezbaterile generale. Trecem la votul asupra proiectului de lege. Raportul Comisiei este de admitere a proiectului de lege. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este prima cameră sesizată. Stimați colegi, supunem votului raportul și proiectul de lege. Vă rog să votați. De voturi pentru, contra, un vot, 12 abțineri, proiectul de lege a fost adoptat. Mergem mai departe, punctul 13 pe ordinea de zi. Proiectul de lege privind aprobarea ordonanței Guvernului 3/2020 pentru modificarea și completarea ordonanței Guvernului 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, serviciilor publice comunitare, regim permise de conducere și matriculare a vehiculelor. Declar deschise dezbaterea generală din partea Guvernului. Microfonul nou, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor senatori, sunt subsecretarul de stat Ovidiu Șandor din partea Ministerului Afacerilor Interne. Ordonanța de urgență numărul 3 reglementează modificarea denumirii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple în servicii publice comunitare de pașapoarte, punerea în acord cu prevederile Regulamentului General al Uniunii Europene privind protecția datelor cu caracter personal, completarea atribuțiilor Direcției Generale de Pașapoarte în privința îndeplinirii funcției de Autoritate Națională de Certificare pentru Semnătură și de Autoritate Națională de Certificare pentru Verificare și respectiv de semnare în calitate de punct național unic de contact în materia cooperării cu instituțiile similare ale statelor membre ale Uniunii Europene, abrogarea dispozițiilor referitoare la eliberarea pașapoartelor în sistem de ghișeu unic și a dispozițiilor privind înscrierea de mențiuni în pașapoartă. În acest context vă rugăm să adoptați proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței numărul 3/2020 pentru modificarea și completarea ordonanței Guvernului numărul 83 în forma propusă de Comisia pentru Administrația Publică. Vă mulțumesc! În regulă, mulțumim din partea Comisiei pentru Administrație. Microfonul 7, domnul președinte Cârciumaru. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, în ședința din data de 18 februarie, membrii Comisiei au analizat proiectul de ordonanță și au hotărât cu în unanimitate de voturi a membrilor prezenți să adopte raport de admitere fără amendamente. Comisia pentru Administrație Publică supune spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de admitere fără amendamente și proiectul de ordonanță. Consiliul Legislativ aviz favorabil, Consiliul Economic aviz favorabil, mai multe comisii, printre care Comisia pentru Apărare, pentru Politică Externă, pentru Comunicații, aviz favorabil.
Da, mulțumesc. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, stimați colegi, dacă nu, declar încheiat dezbaterile generale. Trecem la votul asupra proiectului de lege. Raportul comisiei este de admitere a proiectului de lege. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este primă cameră sesizată. Stimați colegi, supunem votului raportul și proiectul de lege privind aprobarea ordonanței. Vă rog să votați. ...95 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Proiectul de lege a fost aprobat. Stimați colegi, mai avem 3 minute. Vă supun atenție ultimul proiect de lege, punctul 14 pe ordinea de zi. Propunerea legislativă pentru completarea alineatului 3 al articolului 16 din legea 215 pe 2016 privind ceremoniile oficiale. Dau cuvântul inițiatorului, dacă este prezent. Domnul senator Meleșcanu, microfonul 6, vă rog. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte de ședință. Este vorba de o inițiativă pe care am preluat-o de la Asociația Veteranilor, care și-ar dori ca la manifestările deosebite care au loc în țară să poată să depună și ei coroane de flori, să fie participanți ai acestor activități. Mi se pare normal ca veteranii care au contribuit într-adevăr la realizarea unor lucruri istorice să poată beneficia de această posibilitate și de a fi înscriși pe listă în cadrul legii pentru participarea la manifestările oficiale. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc din partea Guvernului. Microfonul 10, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ministerul Apărării Naționale nu susține demersul legislativ în forma prezentată, drept pentru care vă adresăm rugămintea de a acorda un vot de respingere. Mulțumesc. Mulțumesc din partea Comisiei pentru Administrație. Domnul președinte Cârciumaru, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ședința din 25 februarie, membrii Comisiei pentru Administrație Publică au analizat propunerea legislativă și au hotărât cu majoritatea voturilor cel prezenți adoptarea unui raport de respingere. Comisia pentru Administrație supune spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de respingere și propunerea legislativă. Da, mulțumesc intervenției. Domnul Colățan, microfonul 3, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Personal aveam simpatie și am simpatie pentru această inițiativă legislativă și pe un plan mai general cred că ar trebui să ne uităm la legea în vigoare care este incompletă. Vă dau un exemplu. Partidele politice nu sunt trecute explicit în lista entităților care trebuie să depună coroane de flori în astfel de ceremonii, dacă nu mă înșel. Așa încât vom vedea cum vom vota, dar rămâne tema și ar fi bine să ne uităm ceva mai atent și să o putem completa riguros și judicios. Personal însă am simpatie față de propunerea legislativă menționată. Da, mulțumesc. Alte intervenții pe acest proiect. Vă rog, domnul Ceche, microfonul 2. Mulțumesc, domnul președinte. Sigur, nu ne-am pronunțat pe ceea ce privește asociațiile veteranilor de război. Aici, Ministerul de Resort probabil are un punct de vedere mai aprofundat. Eu cred că problema și raportul de respingere a Comisiei vine din cealaltă literă propusă, și anume litera I, unde scrie orice persoană fizică sau juridică în baza unei solicitări scrise către organizator. Deci dacă am aprobat așa ceva, practic lista nu mai are nicio relevanță, pentru că oricine, și persoană fizică și persoană juridică, pot să solicite depunerea de coroane. Deci eu cred că această literă creează o problemă și această literă ar trebui rezolvată și atunci, practic, situația din punct de vedere al Asociației Veteranilor de Război ar putea fi soluționată. Mulțumesc! Da, stimați colegi, vă rog să fiți de acord cu prelungirea programului până la finalizarea dezbaterilor pe acest proiect. Nu sunt intervenții, toată lumea de acord. Dacă mai sunt dezbateri, intervenții pe acest proiect, dacă nu, declarăm chiar dezbaterile generale, trecem la votul asupra propunerii legislative. Raportul comisiei este de respingere a propunerii.
propunerea face parte din categoria legilor ordinare, Senatul este prima cameră sesizată. Stimați colegi, supunem votului raportul de respingere. Vă rog să votați. ...56 de voturi pentru, contra 8, 27 de abțineri. Raportul de respingere a fost adoptat. În consecință, inițiativa a fost respinsă. Stimați colegi, declară închise și dezbaterile din ziua de 9 martie 2020. Urmează sesiunea de întrebări și interpelări. Mulțumesc!
Stimate colege, stimați colegi, conform programului aprobat, începem sesiunea de întrebări, interpelări și răspunsuri de astăzi, 9 martie 2020, conducerea fiind asigurată de Titus Corlățean, vicepreședinte al Senatului, asistat de domnul senator Ion Ganea și domnul senator Oprea Mario Ovidiu, secretar ai Senatului. V-aș propune să intrăm direct în capitolul, secțiunea întrebări, și vom continua cu interpelările. Bineînțeles, colegii senatori care au și întrebări și interpelări le pot prezenta simultan și vă propun să începem cu colegele astăzi și vom începe cu grupul senatorial PSD. În ordinea înscrierii, doamna senator Arcan Emilia, și vom continua din partea grupului PNL, se pregătește domnul senator Oprea Mario Ovidiu. Doamna senator Arcan, vă rog, aveți cuvântul, microfonul central. Vă mulțumesc, distinse domnule președinte. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că astăzi ne-ați slăvit și ne-ați urat cele mai calde urări de bine și sănătate cu ocazia zilei noastre a femeilor. Mulțumim și pe această cale doresc să transmit și eu tuturor doamnelor și domnișoarelor un sincer la mulți ani, să fie fericite și apreciate de cei din jur. Mulțumesc foarte mult și voi da citire interpelării mele, care am adresat-o domnului prim-ministru demis Ludovic Orban. Obiectul interpelării: România amendată în timp ce PNL și guvernul se joacă de anticipatele. Domnule prim-ministru propus și demis, zilele trecute a fost publicată o știre potrivit căreia avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene a propus amendarea României cu 3 milioane de euro plus cheltuielile de judecată pentru netranspunerea la timp a directivei care se referă la combaterea spălării banilor, Directiva Europeană numărul 849/2015, a patra directivă privind combaterea spălării banilor. Se cunoaște că, în general, deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene coincid cu recomandările formulate de avocatul general al României. România nu este singura găsită cu această temă nefăcută la timp. Alături de ea mai sunt și alte state membre ale Uniunii Europene. Asta nu ne ajută cu nimic, însă mă întreb dacă există vreo posibilitate ca să fim scutiți de la plata acestei amenzi. În acest context vă întreb, domnule prim-ministru demis, ce demersuri veți întreprinde pentru ca țara noastră să fie scutită de la plata acestor sume, cunoscut fiind faptul că veniturile la bugetul de stat sunt fără acestea mult prea insuficiente. În conformitate cu articolul 112 din Constituția României și articolul 173.3 din regulamentul Senatului, aștept răspunsul dumneavoastră înscris la Senatul României, cu speranța că veți înțelege necesitatea comunicării și cooperării loiale dintre Parlament și Guvernul României. Vă mulțumesc! Sunt Emilia Arcan, senator PSD de Neamț. Domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, permiteți-mi să adresez și întrebarea. Vă rog. Întrebarea mea este adresată domnului Florin Vasile Câțu, ministru demis și propus al finanțelor publice, cât și domnului Victor Sebastian Costache, ministru demis și propus al sănătății. Obiectul întrebării: extinderea la nivelul întregii țări al programului de fertilizare in vitro pentru persoanele și familiile care își doresc copil prin această metodă. Domnule ministru propus și demis, și iar propus, programul fertilizării in vitro la nivelul capitalei, inițiat de și susținut de doamna primar general Gabriela Firea, se bucură de meritata apreciere și de succesul în rândul persoanelor care nu pot avea copii. Programul constă în plata de către autoritatea publică a procedurilor de fertilizare artificială, în conformitate cu regulamentul de aplicare. Consider că o extindere a aplicării acestui program pentru toate familiile din țară care se
conformează prevederilor programului, ar contribui nu numai la creșterea natalității, ci și la fericirea acelor cupluri care astfel nu pot avea copii. În acest context, vă solicit o succintă informare privind impactul în număr de cazuri și sume de bani cheltuiți cu acestea, pe care generalizarea în toate localitățile țării a programului de fertilizare in vitro l-ar avea. Dacă pentru acest an 2020 sunt prevăzute sume pentru aplicarea acestui program și cât ar acoperi acestea din totalul cerințelor, și în ce măsură apreciați că în cadrul rectificărilor bugetare în acest an se vor putea aloca mai mulți bani pentru aplicarea programului în discuție. Aștept răspunsul dumneavoastră în scris la aceste întrebări la Senatul României, în conformitate cu articolul 112 din Constituția României și articolul 173 din Regulamentul Senatului, și vă mulțumesc. Sunt Emilia Arcan, senator PSD de Neamț. Mulțumesc doamnei senator. Așa cum am anunțat, urmează din partea grupului senatorial PNL, domnul senator Oprea Mario Ovidiu, se pregătește din partea grupului USR și fac sublinierea, încă o dată vorbim de secțiunea întrebări mai întâi și evident se pot prezenta și interpelările simultan atunci când este cazul, se pregătește din partea grupului USR, domnul senator Gorțiu Mihai Remus. Vă rog, domnul senator Oprea Mario Ovidiu. Mulțumesc, domnule președinte. Distinși colegi, am o întrebare adresată domnului ministru al lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, Ion Ștefan. Obiectul întrebării se referă la lucrări îndoielnice într-o comunitate din județul Dolj. Domnule ministru, am primit o sesizare din partea locuitorilor comunei Carpen, județul Dolj, prin care mi se aduc dovezi ale unui dezmăț pe bani publici cu pretextul unor lucrări de utilitate publică. În realitate, avem lucrări începute și neterminate sau finalizate, dar total ineficiente, pentru că sunt realizate prost. Numitorul comun al acestor lucrări finanțate prin PNDL 2 este prețul supraevaluat. Vă dau doar două exemple din ceea ce mi s-a semnalat. Două grupuri sanitare la școala Carpen, 133.000 de lei, lucrarea plătită și nefinalizată, și sistemul de canalizare comuna Carpen, 5 milioane de euro, plătit și nefuncțional. Lucrările de asfaltare, de asemenea, din satul Cleanov, comuna Carpen, s-au oprit doar la faza de pietruire. Pentru că știu activitatea dumneavoastră de verificare amănunțită a lucrărilor decontate prin PNDL, vă supun atenției și acest caz de la Dolj, pentru a dispune verificările care se impun pentru oprirea sifonării banului public. Vă rog așadar să îmi comunicați când ar putea începe un control în zonă. Aștept răspunsul scris, vă mulțumesc. Sunt senatorul Mario Ovidiu Oprea, senator PNL de Dolj. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule senator. Așa cum am anunțat, urmează din partea grupului senatorial USR, domnul senator Gorțiu Mihai Remus, se pregătește din partea senatorilor neafiliați, doamna senator Covaciu Severica Rodica. Vă rog, domnule senator. Bună ziua! O să dau citire mai întâi interpelării adresată Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, domnului ministru Costel Alexe, o interpelare care are ca obiect solicitarea unei anchete a Corpului de Control pentru tăierile de păduri din Parcul Național Semenicheile Carașului. Stimatele domnule ministru, la sfârșitul săptămânii trecute mi-au fost transmise imagini cu lucrările de exploatare forestieră din rezervația naturală Cheile Carașului din Parcul Național Semenicheile Carașului. Din imagini se poate observa că termenul de exploatare a autorizației a expirat pe data de 31 decembrie 2019. Între timp au trecut și cele 60 de zile cu care s-ar fi putut prelungi termenul pentru extragerea lemnelor tăiate din platforma primară. Nu există oricum nicio dovadă că s-ar fi prelungit acest termen. Urmele de rumeguș proaspăt și cele ale mașinilor arată, fără dubiu, că în zonă s-a lucrat și zilele trecute. De asemenea, din imagini se mai poate vedea că depozitarea materialelor lemnoase a avut loc în albia pâraielor, văilor și locurilor expuse viiturilor. Se poate observa lipsa de protecție a arborilor de pe marginea căilor de acces,
iar în multe imagini se văd vătămări clare ale acestora, pretext pentru acele tăiere a lor ulterioară. În fine, se vede că pe drumul forestier au fost târâți arborii tăiați. Toate acestea reprezintă încălcări flagrante ale normelor legale privind exploatarea lemnului, prevăzute în ordinul numărul 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru unele dintre acestea sunt prevăzute sancțiuni exprese în legea numărul 171/2010, oricum sancțiuni prea mici în comparație cu distrugerile produse. Nu este pentru prima dată când prezint public dovezi ale modului în care Rom Silva administrează dezastruos Parcul Național Semenicheile Carașului. Foștii miniștri PSD au trimis controle care au confirmat sesizările pe care le-am făcut, dar au refuzat să rezilieze contractul cu Rom Silva. Am adus cazul în Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea Corupției și Petiții din Senat și cei de la Rom Silva n-au avut vreo explicație. Stimate domnule ministru, cunoașteți personal această situație, pentru că v-am prezentat-o atât direct, informal, cât și prin intermediul unei interpelări oficiale de la sfârșitul anului trecut. V-am solicitat și v-ați asumat public, cu ocazia audierilor pentru votul de investitură din Parlament de la sfârșitul anului trecut, că veți aplica legea în Parcul Național Semenicheile Carașului. Iar acest lucru înseamnă, fără nicio dezbatere ori consultare publică, pentru că aplicarea legii nu poate fi supusă dezbaterii publice, rezilierea contractului de administrare cu Rom Silva, responsabilă pentru toate aceste distrugeri. Din acest punct de vedere, Rom Silva este pusă în întârziere cu termen de 30 de zile, încă din primăvara anului 2018. E extrem de discutabil modul în care s-a avizat de către administrația Parcului Național Semenicheile Carașului, administrația asigurată de Rom Silva, tăieri de arbori într-o rezervație naturală, dar nu încape loc de vreo discuție cu privire la irresponsabilitatea cu care a administrat acest parc național, al cărui obiectiv este statutat atât prin legea română, cât și prin recomandările IUCN de conservare, iar conservarea nu se face cu drujbă. Ținând cont de toate acestea, vă solicit 1. Să dispuneți de urgență o anchetă a Corpului de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor legată de avizarea, autorizarea și executarea lucrărilor de exploatare în zona vizată. Să trimiteți de urgență în zonă inspectorii Gărzii Forestiere Timișoara înainte ca urmele să fie șterse. Să-mi transmiteți rezultatele și concluziile rapoartelor de control. Să dispuneți rezilierea contractului de administrare al Rom Silva pentru Parcul Național Semenicheile Carașului pentru nerespectarea obligațiilor contractuale. Aștept răspuns la solicitările de mai sus, scris și oral, și de asemenea atașez interpelării imagini cu lucrările de la sfârșitul săptămânii trecute. Mai menționez că mai depun în această seară două întrebări adresate de asemenea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu privire la deversările sistematice de la fostele exploatări miniere din Maramureș, în râurile din zonă, iar cea de-a doua legată de un depozit ilegal de substanțe toxice îngropate în pământ în județul Dâmbovița. O seară bună în continuare. Mihai Goțiu, senator USR de Cluj. Mulțumesc, domnule senator. O întrebare de clarificare. Depuneți cele două întrebări menționate în scris, da? E regulă. Mulțumesc. Așa cum am menționat anterior, urmează la cuvânt din partea senatorilor neafiliați doamna senator Covaciu Severica Rodica și se pregătește din partea grupului senatorial PSD doamna senator Zvârnea Liliana. Doamnă senator, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și pentru frumoasele flori pe care ne le-ați oferit la începutul acestui plen. Cu mare drag. Interpelarea mea se adresează domnului Victor Costache, ministrul sănătății. Stimate domnule ministru, după cum bine știți, începând cu data de 2 februarie 2020, urmarea măsurilor de urgență instituite în contextul epidemiei generate de coronavirus, cetățenii care au revenit în țară din zonele de risc au fost obligați, în funcție de situație, să intre în carantină sau izolare la domiciliu împreună cu membrii de familie. O parte dintre aceștia sunt angajați cu contract de muncă, situație în care, pentru perioada de carantină sau izolare de la domiciliu, beneficiază de așa numită indemnizație de carantină, reprezentând 75% din baza de calcul.
În aceste condiții, consider că acești cetățeni sunt grav afectați prin diminuarea veniturilor, cu toate că nu sunt vinovați de această stare. Consecință acestor menționate, vă solicit, domnule ministru, să procedați la inițierea demersurilor pentru modificarea de urgență a legislației în domeniu, respectiv Ordonanța de Urgență 158 din 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul Ministrului 15 din 2018 pentru acordarea diferenței salariale sau a unor compensații bănești care să acopere aceste pierderi. Solicit răspuns scris, senator de Maramureș, Severica Rodica Covaciu. Și mai am o întrebare, dacă îmi permiteți, domnule președinte, foarte scurtă și la obiect, adresată domnului Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne și totodată și domnului ministru al Sănătății. Domnule ministru, în condițiile creșterii alarmante a numărului de persoane decedate în urma îmbolnăvirii cu coronavirus, precum și a faptului că foarte multe cazuri au fost raportate în Europa, în Italia, au decedat în cursul zilei de duminică, 8 martie, peste 130 de persoane. Solicit să-mi comunicați care este bugetul de care dispune Departamentul pentru Situații de Urgență pentru a preveni răspândirea bolii în România, precum și modul cum va fi utilizat acesta detailat pe fiecare tip de cheltuială în parte. Vă mulțumesc, aștept răspuns scris, senator de Maramureș, Severica Rodica Covaciu. Mulțumesc, doamnă senator. Așa cum am anunțat la secțiunea întrebări și, bineînțeles, și interpelări, urmează la cuvânt doamna senator Zbârnea Liliana din partea grupului senatorial PSD. Se pregătește la această secțiune domnul senator Ionașcu Gabi, din partea senatorilor neafiliați. Mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință, domnule președinte al Senatului. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru buchetul de flori și mă bucur că un senator al Partidului Social Democrat a avut grijă să ne aducă zâmbetul pe buze astăzi, să aducă zâmbetul tuturor doamnelor în Senatul. Doamnă senator, vă mulțumesc pentru aprecieri, însă am făcut-o în numele întregului Senat al României și tuturor colegilor senatori, cu mare drag. Vă rog. Da, mulțumesc. În această seară am o întrebare adresată doamnei Cristina Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării. Obiectul întrebării, conflictul dintre situația medicală și medie la transferul unui elev. Stimată doamnă ministru, doresc să vă solicit intervenția în medierea unui caz în care transferul unui elev din clasa a noua, din județul Brăila, este pus sub semnul întrebării din cauze care țin de interpretarea legislativă. Astfel, deși ordinul numărul 5079 din 31/2016 privind aprobarea transferului unui elev din învățământul liceal, post-liceal și profesional, există două situații în care un elev de clasa a noua poate fi transferat la un alt profil în cadrul aceleiași instituții de învățământ, conform articolului 152 sau 155 aliniatul 4 litera B. Totuși, elevului căruia din motive de protejare a identității nu-i pot dezvălui numele, i s-a refuzat acest drept pe motiv că referatul de expertiză medico-pedagogică nu precizează că starea elevului se încadrează în categoria situațiilor medicale excepționale. Dovada o reprezintă răspunsul MEC numărul 553 din 22/1/2020, Direcția Învățământ Liceal și Profesional, la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Brăila. Menționăm că, datorită implicării Inspectoratului Școlar Județean Brăila, există deja locul pentru elevul respectiv, situația lui medicală este pe deplin înțeleasă de către cadre didactice implicate în procesul de transfer, dar Ministerul Educației și Cercetării solicită membrilor Consiliului de Administrație a Unității de Învățământ să respecte toate aspectele solicitate, inclusiv inserarea sintagmei de situație medicală excepțională. Practic, MEC nu refuză direct, dar nici nu acceptă faptul că acest copil chiar se află deja într-o situație medicală excepțională și solicită și îndeplinirea condiției de medie. Aș dori să se specifice foarte clar cine trebuie să menționeze situația medicală excepțională. Direcția de Sănătate Publică a județului Brăila a invocat-o deja, iar dacă avizul trebuie refăcut, ce presupune acest tip de încadrare în situație medicală excepțională conform legii? Mi este teamă că până ne lămurim, acest copil nu va putea beneficia de un mediu școlar și de condiții de studiu și notare mai puțin solicitante decât în prezent, ceea ce ar putea afecta și agrava starea lui medicală. Atâta timp când DSP a făcut deja referire la articolul 155 aliniatul 4 din ordinul sus menționat și a
atestat că elevul are indicație medicală de schimbare a profilului ca măsură de prevenire a agravării bolii de care suferă, vă întrebam, doamnă ministru, când și în ce condiții se va aproba transferul elevului și de ce trebuie să ne împiedicăm în cuvinte când sunt totuși respectate cerințele pentru transfer. Crearea unei situații echivoce nu este din vina elevului, a părinților, a inspectoratului școlar sau a DSP. Vă întreb cum vedeți rezolvarea acestei cauze și pentru că o putem folosi cu toții cu succes ca pe un precedent pe viitor. Cu aleasă considerație, senator PSD Liliana Zbârnea, circumscripția electorală numărul 10, Buzău. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă senator. Așa cum am anunțat, urmează la microfonul central, din partea senatorilor neafiliați, domnul senator Ionașcu Gabi. Se pregătește din partea grupului senatorial PSD, domnul senator Salan Viorel. Domnul senator Ionașcu, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, dragi colegi. Întrebarea mea este adresată domnului Ministerului de Finanțelor Publice, domnului ministru interimar Florin Câțu, de către subsemnatul senator Gabi Ionașcu din circunscripția 23 Ialomița. Obiectul întrebării: situația soldurilor, conturilor pentru asigurarea fondurilor de închidere a depozitelor de deșeuri periculoase și nepericuloase. Stimate domnule ministru, în conformitate cu prevederile articolului 12, aliniatul numărul 8 din hotărârea Guvernului României 349 din 2005 privind depozitarea deșeurilor, autoritățile locale pentru finanțe publice au în competență controlul sumelor destinate închiderii depozitelor de deșeuri periculoase și nepericuloase. În acest sens, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați următoarele informații. Care este soldul conturilor în care s-au depus fondurile aferente închiderii pentru toate depozitele de deșeuri periculoase și nepericuloase din țară? Vă rog să îmi precizați sumele detaliate pentru fiecare operator în parte. 2. Dacă s-au înregistrat abateri de la norme în cadrul controlelor efectuate la operatorii acestor depozite în anii 2018, respectiv 2019. Vă rog răspunsul dumneavoastră să fie formulat în scris. Vă mulțumesc, senator Gabi Ionașcu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnule senator, inclusiv pentru concizia întrebării. Așa cum am anunțat, urmează din partea grupului senatorial PSD domnul senator Salan Viorel. Se pregătește la secțiunea interpelării din partea senatorilor neafiliați domnul senator Lungu Vasile Cristian. Domnul senator Salan, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor colegi. În primul rând, vă rog să-mi dați voie de la această tribună a Senatului României să urez și-o tuturor femeilor din România, indiferent unde se află, în calitate de mame, de soții, de surori, de colege, o primăvară frumoasă și la mulți ani. Domnule președinte, prima întrebare am adresat-o domnului Vasile Florin Câțu, ministru Finanțelor Publice, ca de altfel și domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, referitoare la situația financiară a uzinei mecanice din Orăștie, județul Hunedoara. Stimate domnule ministru, societatea comercială Uzina Mecanică Orăștie funcționează de peste 50 de ani și a fost mereu o unitate de vârf în industria românească de armament. În timp, activitatea uzinei a fost restrânsă, ajungându-se de la 15.000 de angajați la puțin peste 100. În vremurile bune, Uzina Mecanică Orăștie era o întreprindere puternică, specializată în fabricarea de aruncătoare de bombe și grenade reactive AT, afete și tunuri rulare pe partea militară și fabricarea de mașini unelte, reductoare, variatoare și produse de fontă pe partea civilă a producției. În încercarea de a relansa această unitate economică de elită, în anul 1998, guvernul a aprobat garantarea a 100% a unui credit extern în valoare de 33,472 de milioane de mărci germane
pentru înființarea, în cadrul uzinei mecanice Orăștie, a unei linii de turnare de tuburi de fontă ductilă. Intenția celor care au inițiat proiectul era să valorifice fonta produsă la Călan și să rezolve pe această cale problemele sociale grave din zonă. Cele două fabrici de tuburi, de la Orăștie și Călan, puteau să beneficieze de fondă produsă în cea mai rămas de la Sidermet Călan, relansând astfel activitatea siderurgică în județul Hunedoara. Din păcate, de pe urma acestei tentative, uzina a rămas doar cu niște utilaje ce nu produc și cu ratele și dobânzile la creditul inițial care s-au acumulat constând de la un an la altul și majorându-se cauza absenței comenzilor necesare demarării producției de tuburi și redresării ei economice. Aflată într-o situație extrem de dificilă, uzina mecanică Orăștie are acum un necaz greu de dus. Datoriile financiare către statul român, care depășesc suma de 40 de milioane de lei. Referitor la situația prezentată mai sus, aș dori să aflu dacă există o posibilitate reală de a stinge datoria financiară prin preluarea lor de către bugetul de stat. Vă mulțumesc, solicit răspuns scris. Cea de-a doua întrebare este adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, referitor la situația activelor uzinei mecanice din Orăștie. Stimate domnule ministru, în luna ianuarie anului curent, v-am adus la cunoștință printr-o adresă trimisă de la Biroul Parlamentar Teritorial din Orăștie o situație constatată la uzina mecanică Orăștie. În adresa respectivă, v-am relatat că în urma sesizărilor efectuate din partea cetățenilor care domiciliază în comuna Turdaș, satul Pricaz, zona cartierului Fabrica de Cărămidă, în data de 7 ianuarie 2020, m-am deplasat în zonă împreună cu reprezentantul administrației publice locale, domnul inginer Remi Bocșeri, primarul localității. Am purtat discuții cu cetățenii din această zonă cu privire la riscurile la care sunt expuși aceștia privind starea avansată de degradare în care se află clădirea ce avea destinația de atelier de tâmplărie, construcție ce aparține uzinei mecanice Orăștie, aflată în subordinea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Construcția este în imediată vecinătate a clădirilor de locuit, ce aparțin cetățenilor din localitatea amintită și prezintă riscuri grave la adresa siguranței, dar și un adevărat focar de infecție care pune în pericol sănătatea cetățenilor. V-am informat la momentul respectiv de situația, că această situație trenează de foarte mult timp. Am solicitat Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri măsuri concrete. Din nota de constatare a Gărzii de Mediu Hunedoara din 15 ianuarie 2020 a rezultat, între altele, că uzina mecanică Orăștie nu a putut asigura conservarea și protecția activelor respective din cauza lipsei resurselor financiare. În urma documentării pe care am efectuat-o la fața locului, am mai putut constata că în prezent activitatea uzinei se desfășoară doar pe o suprafață de circa 1000 metri pătrați din cele peste 27 de hectare pe care le deține în total agentul economic respectiv. Față de cele prezentate, aș dori să-mi spuneți dacă există o soluție legală pe care Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri să preia activele pentru care uzina mecanică nu deține suficiente resurse financiare ca să le asigure paza și protecția. Și în final, domnule președinte de ședință, am o interpelare adresată domnului Marcel Ion Vela, ministrul Afacerilor Interne. Obiectul interpelării se referă la aspecte legate de restructurarea Ministerului Afacerilor Interne. Stimate domnule ministru, a susținut public cu mai multe ocazii necesitatea realizării unui audit la nivelul
tuturor structurilor din Ministerul Afacerilor Interne. Motivul pe care l-ați invocat la momentul respectiv a fost faptul că nu ați preluat Ministerul Afacerilor Interne conform legii, semnând un protocol de predare-primire. Scopul acestor verificări, conform afirmațiilor dumneavoastră de la sfârșitul anului trecut, a fost acela de a realiza o reorganizare a structurilor Ministerului și o eficientizare a managementului operațional a comunicării, iar în cazul Jandarmeriei Române ați apreciat că ar fi fost variantă bună să se organizeze sub formă regională, mai multe județe sub o singură structură. La mijlocul lunii ianuarie, anul curent, ați anunțat tot public, domnule ministru, finalizarea auditului efectuat la Jandarmeria Română și, de asemenea, derularea unui control similar la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sublinind faptul că se va face în toate structurile Ministerului Afacerilor Interne. Dar până în acest moment nu ați prezentat opiniei publice nicio concluzie concretă în raport cu aceste verificări. Sunt de acord, domnule ministru, că trebuie găsite cele mai bune soluții pentru ca managementul din minister să fie guvernat de principiile eficienței și profesionalismului, astfel încât să le putem oferi cetățenilor un serviciu public permanent, așa cum îl merită, iar încrederea în personalul Ministerului Afacerilor Interne să crească. Tocmai din acest motiv, în numele transparenței și al loialității instituționale, vă solicit să prezentați rezultatele misiunilor de audit efectuate până în acest moment și concluziile finale care se desprind în urma acestor verificări. Solicit răspuns scris. Senator Viorel Sălan, circumscripția electorală 22, PSD, Hunedoara. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule senator. Așa cum am anunțat, urmează la microfonul central din partea senatorilor neafiliați pentru a prezenta o interpelare. Domnul senator Lungu Vasile Cristian, fac precizarea că domnul senator este ultimul din membrii Senatului care s-au înscris pentru a prezenta în plen la această ședință întrebări sau interpelări. Vă rog, domnule senator, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Interpelarea mea se adresează domnului Victor Sebastian Costache, ministru al Sănătății, iar obiectul interpelării este 16 probleme identificate în proiectul de lege privind vaccinarea persoanelor din România. Stimate domnule ministru, mă opun categoric vaccinării obligatorii în România, pentru că decizia privind sănătatea proprie a copiilor trebuie să rămână la nivelul individului și nu a unui stat birocratic. Industria farmaceutică a ieșit de foarte mult timp din zona utilității publice. A devenit o imensă afacere cu profituri uriașe, cu mecanisme dintre cele mai sofisticate de a corupe medici și a manipula opinia publică, astfel încât să creeze uneori artificial nevoia pentru ceea ce produce, medicamente în acest caz, și nu de a produce întotdeauna medicamente care răspund la nevoi certe de sănătate ale populației. Închiderea Institutului Cantacuzino, evident la presiunea lobby-ului companiilor farmaceutice externe, este un exemplu în acest sens. Și lipsa lui viciază românii de vaccinuri adaptate specificului populației din România. Astfel, românii speriați de epidemia de coronavirus par să se fi resemnat de noile intruziuni ale autorităților în viața lor și chiar acceptă limitarea drepturilor cetățenești și introducerea unui sistem diabolic de supraveghere și control. Spun asta deoarece forma actuală a proiectului de lege privind vaccinarea persoanelor în România ar putea deschide ușa unor posibile abuzuri din partea statului român și a corpului medical. Remarc în același timp repetarea unui șablon prin care cineva profită de pe urma emoției provocate de o tragedie, epidemia de coronavirus, pentru a forța schimbări legislative toxice și a restrânge drepturi civile ale românilor. Fiecare persoană trebuie să aibă atât dreptul de a decide pentru viața și corpul său, cât și dreptul garantat de Constituție de a-și crește copiii conform propriilor convingeri. Însă proiectul de lege privind vaccinarea persoanelor în România
care va veni la vot în Camera Deputaților săptămâna aceasta, ridică cel puțin 16 probleme fundamentale. 1. Prezumă consimțământul pentru vaccinare ca fiind dat. Adică statul român consideră că întreaga populație e de acord să fie vaccinată, conform articolului 6, 13 și 21 din proiectul de lege, fără anamneza familială detaliată, fără o evaluare completă, inclusiv cu analize imunologice, anterior vaccinării și fără o informare completă pro și contra vaccinare. Din punct de vedere juridic, consimțământul nu poate fi prezumat nici măcar în cazul celor care nu au capacitatea de exercițiu, deoarece în numele acestora își exprimă consimțământul reprezentanții legali sau tutorii. Unicul moment în care se prezumă că o persoană și-a dat consimțământul pentru un tratament medical este atunci când trebuie să-i se salveze viața, aceasta fiind în stare de inconștiență și dreptul la viață fiindu-i desigur garantat. A prezuma consimțământul populației printr-un text de lege și mai ales în contextul înfăpturii unui act medical înseamnă a declara întreaga populație a țării ca fiind total lipsită de discernământ. A doua problemă. Proiectul de lege atacă autoritatea părintească și interesul superior al copilului prin amenzele excesive și invers proporționale cu fapta părinților care refuză vaccinarea, amenzi care privează întreaga familie și implicit pe copii de mijloacele elementare de existență, articolul 71 al proiectului. 3. Proiectul de lege creează o nouă categorie de infractori. Părinții care optează să nu-și vaccineze copilul, articolul 73 din proiectul de lege, în condițiile în care vaccinarea însăși prezintă riscuri de îmbolnăvire sau chiar deces, aspecte menționate chiar în respectivul proiect de lege, cât și în prospectele vaccinurilor. 4. Se favorizează de către statul român interesul comercial și economic al companiilor producătoare și distribuitoare de vaccinuri, prin faptul că li se permite să desfășoare campanii de promovare a vânzării de vaccinuri, fără obligarea acestora de a transmite informații complete cu privire la produsul vândut, respectiv de a informa populația în egală măsură, cu avantajele cât și cu dezavantajele vaccinurilor. Astfel, informarea populației exclusiv cu efectele benefice ale produselor vândute, vaccinurilor în acest caz, prin omiterea contraindicațiilor și a efectelor adverse ale vaccinurilor, constituie un factor garantat de viciu de consimțământ al pacientului. 5. Propaganda furnizorilor de servicii media și audiovizual, prin care legea va obliga la a promova gratuit, atenție, gratuit campaniile de vaccinare ale Ministerului Sănătății aflat în parteneriat cu companiile producătoare și distribuitoare de vaccinuri. 6. Omisiunea obligației furnizorului de serviciu medical de vaccinare de a informa în condiții etice de neutralitate și imparțialitate corect și complet persoana care se vaccinează cu privire la raportul risc-beneficiu pentru fiecare vaccin și de a pune la dispoziția acesteia prospectul substanței vaccinale ce conține compoziția vaccinurilor, reacțiile adverse, postvaccinale și contraindicațiile. 7. Omisiunea obligației furnizorului de serviciu medical de vaccinare de a efectua o anamneză familială detaliată, precum și o evaluare completă, inclusiv cu analize imunologice a persoanei supuse vaccinării, anterior efectuării acestei proceduri, pe cheltuiala exclusivă a statului, în condițiile în care acesta, statul, impune obligarea populației la vaccinare în masă. 8. Omisiunea obligației răspunderii civile și penale a producătorului de vaccinuri, a importatorilor, a distribuitorilor, a decidenților și a tuturor persoanelor și entităților implicate în activitatea de vaccinare a pacienților. 9. Înființarea grupului tehnic de coordonare a activității de vaccinare ca un fel de jandarm sanitar, ce urmează să limiteze decizia profesională a medicului vaccinator, încălcându-se astfel principiul independenței profesionale a medicului, principiu care îi permite acestuia să recomande doar acele tratamente medicale care slujesc cel mai bine interesul și starea de sănătate a pacientului. 10. Sancționarea medicilor care pe baza studiilor efectuate în conformitate cu normele deontologice își exprimă liber părerea despre vaccinuri. 11. Obligativitatea, deci nu decizia, obligativitatea părintului de a prezenta copilul la vaccinare obligatorie fără anamneza familială detaliată, precum și o evaluare completă, inclusiv cu analize imunologice, anterior vaccinării și fără o informare completă pro și contra vaccinare.
12. Obligativitatea raportării copiilor nevaccinați și condiționarea accesului acestora la sistemul de învățământ în funcție de situația vaccinală și crearea premiselor discriminării acestora în colectivități. 13. Îngreunarea procesului de obținere a unor eventuale despăgubiri pentru vătămarea post-vaccinală prin birocratizarea excesivă în defavoarea evidentă a pacientului. 14. Obligativitatea angajatorului privat la achitarea costului vaccinului pentru angajații săi și sancțiuni pentru refuz, în condițiile în care acest angajator oricum este obligat prin lege la plata contribuției privind asigurările de sănătate ale salariaților. 15. Proiectul de lege îngrădește de asemenea exprimarea opiniei profesionale a medicilor, asistenților medicali și a farmaciștilor. Practic, personalul medical sanitar este indirect descurajat să recunoască și să raporteze eventuale reacții adverse post-vaccinale, fiind amenințat să se supună vaccinării obligatorii, conform articolului 59, coroborat cu 71 din respectivul proiect de lege. Și 16. Recomandarea medicului care consultă pacientul, care deține toate informațiile cu privire la acesta și care are competența exclusivă de a certifica contraindicația la vaccinare, este anulată și înlocuită de către comisia realizată la nivel de județ, așa numită Comisie Județeană de Vaccinare, conform articolului 22 din proiectul de lege. Având în vedere cele 16 probleme fundamentale menționate mai sus în proiectul de lege, vă rog să-mi răspundeți punctual la o singură întrebare, domnului ministru. Susțineți actualul proiect de lege în forma trecută de Comisia de Sănătate săptămâna trecută? Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris și oral, senator Vasile Cristian Lungu. Mulțumesc. Odată cu ultima interpelare prezentată din partea senatorilor neafiliați de senatorul Lungu Vasile Cristian, interpelarea adresată Ministerului Sănătății, am încheiat lista de senatori care s-au înscris pentru a prezenta în sesiunea de plen din această seară a Senatului întrebări și interpelări. Din păcate nu avem la ședința de plen prezenți reprezentanți ai Guvernului pentru a da răspunsuri la întrebările și interpelările formulate anterior de senatori. Doar menționez faptul că secretarul de stat de la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul a solicitat în scris amânarea transmiterii răspunsurilor la aceste interpelări. Acestea fiind spuse, vreau să dau citire listei senatorilor care au depus întrebări și interpelări în scris. Mai întâi la secțiunea întrebări, din partea grupului senatorial PSD, senatorii Iriza Scarlat, Smarandache Miron Alexandru, Bornariu Gabriel Emanuel, Toma Vasilică, Marciu Ovidiu Cristian, Lupu Victorel, Pănescu Doru Adrian, din partea grupului senatorial PNL, senatorii Gorghiu Alina Ștefania Popa Cornel, din partea grupului senatorial USR, senatorii Coliban Allen, Fălcoi, Nicu, Viner, Adrian, Dinu, Nicoleta, Ramona, de asemenea senatorii Goțiu Mihai Remus, Mihai Radu Mihai și Dinică Silvia Monica, din partea senatorilor neafiliați, toți cei care au dorit au fost prezenți în plen și au prezentat întrebările. La secțiunea interpelări, din partea grupului senatorial PSD, au depus interpelări în scris senatorii Bornariu Emanuel Gabriel, Lupu Victorel, Toma Vasilică, din partea grupului senatorial PNL, senatorii Popa Cornel și Gorghiu Alina Ștefania, din partea grupului senatorial USR, senatorii Dinu Nicoleta Ramona, Viner Adrian, Mihai Radu Mihai, Alexandrescu Vlad Tudor, din partea senatorilor neafiliați, senatorii Baciu Gheorghe, Iliescu Cătălin Lucian. Și cu aceasta am încheiat sesiunea de întrebări, interpelări, răspunsuri de astăzi. Declar închisă această sesiune. Mulțumesc și aparatului tehnic al Senatului și postului public de radiodifuziune Radio România, care a transmis această sesiune de întrebări, interpelări formulate în Senatul României în direct. Mulțumesc, bună seara!